Noi știm și nu facem pe pentru că un tânăr, cu fi tânăr sau cu un bătrân, bine șlefuit, bine lucrat, el când iese din templu nu devine alt om, el devine același om cu plusurile, cu dragostea suplimentară, cu priceperea suplimentară și rodește pentru ceilalți, pentru familie, pentru comunitate și pentru umanitate în general. Ăsta e circuitul, cam așa se întâmplă lucrurile. Ai bungior, Dacian. Binevenit din nou, la Rade, mă bucur să te revăd. Uh, și eu mă bucur să vin, îmi doresc, trebuie să fac niște -e. Nu s interesa să intru în masonerie. <coughs> am avut cu Dacian inclusiv discuția asta. Mă interesează ca fenomen. Astă vară ne-am cunoscut și am avut o discuție pe care dacă am fi registrat atunci ar fi fost extraordinar, Pentru că era și entuziasmul primului contact. Da, am bătătorit deja care și acum știu exact pe ce drum să o iau cu discuția asta. Uh, mi se pare că suntem... Băi, viața are un foarte ciudat simț al ironiei. Noi când facem câte o prostie la noi la Happy Feast, spuneam, am făcut o masonerie. Și folosim termenul ăsta într-un derizoriu sinistru. E premiere pentru mine, n-am știut. Da, 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 e vorba noastră. Când facem câte o șmecheie, am făcut o masonerie. Mm. Și cred că m-a ajuns din urmă și cumva trebuie să dau universului înapoi. Uh, vreau să fie uh, material cu și despre masoneria din România, dacă se poate de serios și exact cum spuneam, fără să alunecăm în derizoriu. Am avut discuția extrem de constructivă vara trecută. Vreau să o continuăm și să ne și adâncim un picuț aici. Da, da, da. Dacian. Dacian Paladi, invitatul meu din aproximativ discuții de astăzi, la în pe care o fac în Oradea, al disclaimer și mersi mult ordinului arhitecților din Oradea care mă susține. Și din partea noastră. Suntem în templu masonic din Oradea, care este destinație turistică. Da. O anomalie, este o anomalie asta. Este o anomalie pentru, eu știu, mentalul colectiv al României la început de secol 21. Dar câteva, iar disclaimer vorba ta. Nu este singurul templu masonic în picioare de pe teritoriul României. La o râncătură de băț la Arad este un templu masonic, nu este în circuitul turistic, el servește de ani de zile ca și sală de sport, pe exemplu, după cum și acest spațiu până în 2016 servea ca și sediu pe Ducă, e adevărat a Direcției Regionale Vamale Oradea. Mai apoi a apărut oportunitatea programului operațional regional 2014-2020. E adevărat o scânteie de inițiativă și de curaj din partea administrației locale recte direct Ilie Bolojan, care a zis, bă, putem să tragem, să atragem bani și pe chestiunea asta, de ce să nu facem? o clădire încă în picioare, a cărui destinație și rost putem să o integrăm într-un circuit turistic cu interes pentru localnici și nu numai. Deci raționamentul pur pragmatic. Pra pur pragmatic, pur pragmatic. Da, fără okay. la... Acum, dacă vrei să-ți o înnobilesc puțin, deși ar fi incorrect, nici nu știu dacă e adevărat. Ce să spun, Traian Moșoi, liberatorul Oradiei, a fost mason, statuia lui este peste drum, știi și acum fotografia tronează pe peretele personalităților care au, eu știu, au pus și din acest punct de vedere, iată, masoni masonii și masoneria în istoria locală. Stai să murim un picuț. Da. Poziția din care tu ne spui lucrurile pe care din le spui. <coughs> da, sigur. Care e poziția ta masoneria românească? Măi, a fost inițiat în masoneria românească regular în 1998. 1998. Și am activat cu o pauză de aproximativ de 3 jumătate, trei, în continuu de atunci. Sunt membru a masoneriei regulare din România. Voi evita să folosesc denumirea structurii din care fac parte, pentru că ar fi presupus să cer tot felul de acorduri și aprobări ca să pot să vorbesc în numele structurii naționale. Pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că în masonerie, dacă bine ți amintești să spovesteam povestea mazvară, avem cel puțin așa două perspective. Noi masoneria regulară care funcționează, ca să zicem, aproximativ după principiile diplomației, de genul, nu știu. Și Transnistria este recunoscut ca și stat de două state din aproape 200 de state ale lumii. Dar restul nu le, -le cunosc. Și eu cu tine putem face asociații și ne putem îmbrăca cu tot felul de însemne și simboluri masonice și chiar să desfășurăm împreună ritualuri masonice dar valoarea lucrului nostru, a muncii noastre masonice, este, cum să spun eu, intră în lanț universal doar atunci când alte puteri masonice mă recunosc, ne recunosc. Și ce lucrați conform ritualului, principiile după care vă călăuziți și valorile, sunt conforme cu tradițiile masoneriei? Fără să-ți dai seama, ai dat definiția indirectă a blockchain -ului. George dragă, asta Am înțeles, e. Da, Pentru că știu. pe lângă treaba asta, pe lângă structura asta regulară, cum s-a spus, fac similitudinea asta cu diplomația, există masoneria irregulară, care, are, poate, care poate avea diverse origini. Uite, din masoneria regulară, pe temir ce motive personale sau de grup s-a rupt o bucată, nu? Și au constituit o altă structură irregulară, care nu se bucură de această recunoaștere diplomatică dacă vrei, da? Dar care are influență. Care rupe o bucată dintr-un dintr corp. Nu e o poveste stic românească, adică să mă înțelegi, istoria masoneriei de peste tot e plină de asemenea episoade. Este un act de trădare sau scindare pur și simplu? Adică hai să vedem care poziție. De, depinde pe cine întreb, depinde de pe cine întreb. Fiecare își va aduce argumentul său că nu ai fost suficient de riguros cu respectarea ritualurilor ancestrale, că ai stat prea mult pe scaunul de conducere, că nu știu ce alegerea ta a fost greșită în raport de interesul național. Forțez puțin lucrurile. Deci, lucruri omenești ce țin de regulă de persoană și de interese de grup, știi? Dar, repet, asta nu e o poveste românească, e o poveste de comunitate. Îți dau loc uh, la ce imagine mi-am format mm. despre masonerie și în urma discuției cu tine. Au loc uh, ieșirile astea ultrapersonale într-o organizație care presupune funcționarea eficientă și cât mai eficientă în colectivitate, că de fapt despre asta e vorba. În teorie ar fi frumos să nu existe, în teorie ar fi de dorit, ar fi minunasă. Are loc individualismul masoneria, asta te întreb eu, de da. fapt. Are. Individualismul încă îți găsește loc în masonerie, dar pot să spun în schimb ceva îmbucurător. Dacă ar fi fost dominant individualismul cel puțin în structura locală și națională de care eu aparțin, n-aș mai fi fost de mult aici sau altcum v-a spus, numărul oamenilor de bună calitate, domnule, nu că suntem și oameni, numărul oamenilor de bună calitate în loja în care lucrez eu, în Orientul din care fac parte și în structura națională din care fac parte, este consistent. Adică odată cu trecerea timpului, văzând toată istoria noastră de 20 și ceva de ani, cu bucurie îți spun că masonenia română regular arată bine. Nu-i perfectă, dar numărul oamenilor de bună calitate e consistent, considerabil și de trăinicie structurii astea. Dacă mai iese încă unul de cor sau așa mai departe, nu se întâmplă, nu ne pierdem mințile și o fac din ce în ce mai rar, chiar dacă... Și nici nu destabilizează structura. Nu, nu, știm cine suntem, știm ce vrem, am trecut de fazele romantice. Bine, domnule. Da. Cine sunteți și ce vreți. <laughs> <Îmi place> Foarte <laughs> da, bine. Da, aș avea o varie. Vorbim despre masoneria regulară din România. Masoneria regulară din România, așa este. A. Suntem niște bărbați în sensul că nu sunt acceptate femeile. Liberi și de bune moravuri, cum ne place nou să spunem, face parte exclusiv din reglementările noastre, dacă vrei. Da, n-am nicio șansă în masonerie. Acum nu ți am spus că suntem oameni perfecți. În cele din urmă suntem fiecare. Nu e o de... chestiunea aia de bune moravuri. Da, Liber, știu, m-am prins la chestia asta. Adică, <laughs> da, să, știi cum e? Nu e adevărat. Și să spun de deci, ce, George. Fiecare dintre noi, sau cel puțin când intrăm în masonerie, deși e un lucru continuu, ne asemănăm cu o piatră brută. Chiar așa îi spunem o piatră cu colțuri, o piatră cu forme imperfecte, greu de potrivit într-o construcție solidă care să fie făcută cu o anumită rigurozitate. Și da, acolo pot exista și derapaje cât privești moravurile. Ești defect, nu te-ai prins, n-ai înțeles, ai fost mânat de instincte și porniri. Dar în timp, intrând în, sau, eu știu, aplicându-te, să parte din masonerie, încep să lucrezi la tine însuți. O faci singur pe de-o parte și o faci împreună sau faci și cu ajutorul fraților tăi, beneficiind de dragostea și experiența lor fraternă necondiționată. Din punctul ăsta de vedere, uite chiar că e, dacă nu te superi, așa. probabil îți amintești că în vară ți-am spus lucrurile astea din -da, știu na -na -na. eu, ești priatra brută, da? imperfectă, da? intri în masonerie și aici o întreagă discuție și încep să lucrezi la tine însuți. O facem uh, constant, o facem, încercăm să o facem serios, și, dar o facem, vezi tu, cu anumite instrumente simbolice. Când ești la început... Asta vreau să zic. Are legătură cumva cu simbolistica asta a masoneriei în contextul în care piatra brută e un material brut de construcție și din simbolistica... Strig legat de obiecte. Din simbolistica masonică fac parte... Unelte de prelucrare a materialului brut de construcție? Perfect, asta urma să spun. Ah, ești, okay. ești piata brută, intri masonă, ești Am ucenic. Înțeles. Prima treaptă, ești ucenic. Ai, aferent gradului de ucenic, câteva instrumente de lucru. La fel cum și ai și la gradul de calfă și la gradul de, ma de, de maestru. La gradul de ucenic, ca să o luăm cu începutul, ai trei instrumente. Ciocanul, dalta și rigla de 24 de țol. Și acum să fac conversia simbolică a acestor lucruri. Piatra brută ești tu, lucrezi asupra ta. Ciocanul reprezintă entuziasmul și forța, brută. Dar imaginează să dai o dată de două ori cu un ciocan cât poți tare pe o piatră, foarte probabil ciobești din ea sau o spargi și o rupi într-o formă în care nu mai poate fi modelată. Și ai, ai, ai păgubit de la început lucrarea. Și atunci, al doilea supraveghetor, pentru că suntem în Templu și răspunde de instruirea ucenicilor, îi spune, uite, noi mai avem un instrument pe care ți-l recomand să-l folosești cu atenție și anume este DALTA. Deci ai entuziasmul, ai forța, dar îți aduce DALTA. DALTA ce trebuie să fie? Trebuie să fie un instrument care te ajută să faci niște tăieturi predictibile. Comparativ cu entuziasmul... Simbolul preciziei? A cumpătării. A cumpătării. Și okay. eu, eu înțeleg că vrei, super tare, e foarte bine că vrei să descoperi ce mai sună foarte bine că vrei să lucrezi în tine în sus, apreciezi dorința ta și voința ta de tine, super tare. Dar îți atrag atenția totuși să realizezi că trebuie să aduci și cumpătarea în tablou muncii tale. Și atunci observ că dacă de alta e bine ascuțită, dacă, faci, dacă dai lovituri cu diverse puteri și cu diverse forțe, poți să, poți să, cum să spun eu, să lucrezi mai controlat piatra respectivă. Și din timp în timp, îți spun, mai există un alt element, cum ți-a spus, Liga de 24 de țări, care te îndeamnă să măsori, dacă vrei tu. De ce e de 24 de țori? Nu am să-ți dau explicații. Unii colegi din unii au profundat treaba respectivă, o leagă cu construcția templului lui Solomon, dar sunt chestii care din lecturile mele nu sunt foarte clare. fi reducerea la scară a unei laturi? Nu, pentru că bă, sar puțin la o altă, dar să mă tragi de mânică dacă ies prea mult în decor. Până că și eu sar să Deci, inspirația templului masonic este templul lui Solomon. Dar precizare, un templu masonic nu este o copie a templului lui Solomon. Dar aici putem intra în multe teorii. Unii ziceau, trebuie să aibă 38, 5 metri lungime Am trebuie să aibă 11 ăsta, metri lățime trebuie să aibă înălțime, nu știu cum N nu, nu intrăm în chestia asta, folosim niște simboluri din Vechiul Testament în construcția templului masonic, în schimb acele simboluri exterioare cel puțin sunt prezente la orice templu făcut a la cart, ca să zic cele două coloane, Jachin și Boaz la început triunghiul pe care îl vezi deasupra coloanelor nu de puțini ori vezi uh, un glob celest și nu terestru un glob celest care reprezintă aspirația spre înalt, aspirația spre Asta e altă creația. chestie care mi-a da. plăcut. Oh, mi ai zis mai în glumă, mai în serios, că obsesia masoneriei este relația pe verticală. Tot. Da, așa este. Adică privind în sus către divinitate. Da, da, nu poți să devii mason, nu poți să fii mason. Nu, 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 da. Arvețarii masonerii, uite, vreau să-și citesc chestiunea ca că, 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 sună bine, iartă-mă. Am, am da. să mă aduc niște chestii și... Stai așa un picuț. Da. s-a okay, întâmplat ceva? Să-și frumos. În gata, 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 gata. Nu, el are, de, uh, are dispensă când îi se nu, pare doamne, că nu, luat, nu intră direct. Da, ești ca un fel de orator la noi, în poziția aia de acolo, care are dreptul să intervină oricând peste maestrul venerabil, în contextul în care nu se respectă Constituția și regulamentul cât privește ritualul. Tot ce am înțeles de aici este maestrul venerabil. <laughs> Dar el e orator. În situații excepționale poate să intervină. E orator Dar maestrul venerabil? Da. El este cel care conduce lucrările logice. Și începusem să spun, sau apelez în cazul ăsta la carte ca să, să fiu foarte precis. Uite ce frumos sună că vorbeam aici de uh, relația pe verticală. Și atenție, adversarii masoneriei au fost și sunt. Două puncte. Pe primul loc, ateismul. Mă, oamenii să înțeleagă. Nu poți să fii membru al masoneriei regulare fără să îți declari, și noi sperăm să și practici, o relație pe verticală. Indiferent de natura divinității și, Perfect. orientarea religioasă. Fratele meu, în acest templu au lucrat și probabil lucrează, și eu acum mai spațiu muzeal folosim așa, istoric, au lucrat și lucrează creștini care pot fi ortodoxi, greco-catolici, romano-catolici, neoprotestanți, penticostali, baptiști, pot să lucreze evrei și lucrează evrei, pot să lucreze musulmani împreună, subliniez, împreună, budiști împreună. Ochiul la tot văzător, are acest simbol, de ceva super ordonat nouă. Tu îți dai seama că pentru cineva care nu știe și n-a să studieze până acum care este dogma, doctrina da, da. E masonică șoc. și masonerie regulare și care cumva a fost seduși de toate teoriile astea conspirative care a aruncat o, un nor de suspiciune asupra masoneriei, în momentul ăsta e un pic șocat unul. Da, realizez. Păi, este foarte controversat ce ai zis. Uh, Dușmanul masoneriei este ateu. Ateismul, uite, lasă-mă să okay. le enumer că o să vezi, să, să, să păstrăm cadența surprizelor. Ateismul, ignoranța, ignoranța. Domnule, da, luptăm, atenție, adversarul masoneriei este ignoranța. Noi nu pledăm pentru structuri, construcții, entități, organizații care folosesc ignoranța ca instrument de control și de putere. Noi luptăm pentru oameni educați luptăm pentru oameni care să aibă perspective multiple asupra sine și asupra societății și asupra vieții. Da, corect, spațiu, dimensiunea orizontală și cea verticală e esențială, fără îndoială. Al treia, adversar declarat, reaua voință. Nu suntem perfecți și acceptăm că oamenii pot greși și greșim și noi greșim. Este una în schimb să greșești cu rea voință sau alta este să, să, greșești din neștiință, din prea mult entuziasm, nu? că poți să spargi o piatră două, ai dat de două, ce să mai corectezi? obscurantismul cultural și ideologic. Obscurantismul cultural și ideologic. Un alt adversar al masoniei. Deci mason nu se există. Minciuna, lașitatea, necinstea, falsificarea istoriei, totalismul și extremismul de orice fel. domne negru, palb, aceștia sunt adversari masoneriei. Punct. Un mason în fața chestiilor ăstora, dacă este veritabil pur sânge și pătrunde... Are o grămadă de. toată viața are de lucru. Împotriva falsificării istoriei, spre exemplu. Împotriva obscurantismului cultural și legislativ. Împotriva ignoranței în România secolului XXI, în care stăm cum stăm cu iguata și să prăbușesc, eu știu, construcțiile. Tu ești conștient că acum citim partea asta dogmatică, da. ai spus niște lucruri extrem de controversate, așa. Păi nu le asum, de Asta chiar credem asta, chiar trăim din perspectivele astea. Aici, ce, ce citesc eu aici este din preambulul Constituției, structurii naționale din care fac parte. A exemplu concret în care masoneria din România s-a opus rescrierii uh, partizane a istoriei? Există un caz concret? Ș știu eu unul, dar e posibil să fie uh, e, e posibil doar să mi se pare de aia te întreb. Hai să nu. Hai să... Știu ce zic. Hai să... Da. Să... Foarte posibil există nu știu dacă sunt persoana cea mai potrivită să-ți răspund, având în vedere că chiar astăzi, în ziua în care filmăm acest material, am avut o conferință susținută de cercetători ai Academiei Române pe subiectul judecăților și a prejudecăților cu referire la masonerie. În cadrul acelor prelegeri, nu am auzit, dar să-ți dau un exemplu. Știu. Alexandru Vaida Voivod conducătorul sau unul dintre membrii importanța ai Delegației României la conferința de la Paris, da? într-un context istoric care poate fi mult discutat, a fost inițiat împreună cu o parte a membrilor Delegației Române în Masorene, a fost inițiat în Franța, în Paris. Okay. Asta după ce Brătianu a revenit în țară frustrat de faptul că nu reușise nicicum, nu reușise nicicum, nu să stea la masa celor care împărțeau lumea la vremea respectivă, măcar să ni se asculte părerea. Nu vă spuneți, avem și noi o părere. Ei, într-o asemenea situație este clar că masoneria a fost folosită de oamenii politici ai vremii ca vehicol de acces pentru a ne se auzi vocea. Da, și aici sunt multe nuanțe că dacă intri în profunzimea declarațiilor lui Alexandru Vaida Voevod, vei înțelege că nu era un perfect S-a folosit de masonerie și masoneria a contribuit în, și prin această formă la ceea ce înseamnă scrierea istoriei României moderne, dar în același timp și sunt și unele semne de întrebare vis-a-vis -vis de anumite poziții publice ale lui față de iudaism, spre exemplu, sau... Contravine dogmei. Sau, sigur, acum, tată, masoneria o, este da. un organism viu. Sau, spre exemplu, că a fost exclus din masonerie pentru că nu și-a plătit cotizațiile. Știi? Adică istoria e... e oh, adică, știi cum, e e tumultoasă. Zilele trecute a fost este moținută cu frații de aici, de la noi, din Orient și ă, noi în luna februarie, în 2 februarie avem o dată aniversară fiind momentul oficializării începerii muncii în acest templu și unul dintre frați a citit declarația, tradusă declarația fratului maestru venerabil că era maghiar de la vremea respectivă cât privește descrierea stării masoneriei orădene și maghiare de la vremea respectivă din perspectiva problematicilor identificate. Păi avea impresia că e 2022, 2023. În România. Deci atunci aici era bregatul ungar, construcția dualistă în Imperiul ungar și acum este România din 1920 efectiv și concret. Deci aș putea să spun că nimic nou sub soare, dar avem oameni care, cum să spun, cercetează în mod constant tot ceea ce înseamnă contribuții de un fel sau altul al masoneriei la scrierea istoriei României și nu numai. În afară, lucrurile sunt mai evoluate în societățile mai open-mind, se fac doctorate, se fac lucrări de studiu serioase, finanțate de universități sau de alte entități, ca să vadă până unde și cum masonii au avut într-adevăr un rol verificabil, vorba unui frate, cum spunea Bălcescu, documentul e esențial. Știi? Că aici există riscul legendelor și de un fel sau altul. Vrem să credem că, pe an ce trece, și cercetătorii noștri, știu, răspund așa, cu profesionalism la ceea ce înseamnă verificarea istorică, istoria ca știință, dacă se poate spune. Acum să ne întoarcem la ascenționarea în structurile masoneriei regulare. Ok. Când ne oprisem la primul stadiu, ucenicul. Da, 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 așa este. Și cele trei unelte specifice lui. Specifice, ciocanul, Dalta. Așa este. Uh, uh, și rigla de 24 rigla de, de, de țul. Da, o să rămână să vedem exact. Acum, să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să lansez, 24 de ori poate fi legat de ziua de lucru, 24 de ore, modul în care sunt par simplu de muncă și de odihnă. Sunt tot felul de teorii, dar ar fi o greșeală să transmit ascultătorilor noștri că toate lucrurile sunt puse la punct și masoneria este precum o știință exactă. Vorbim totuși de elemente ce țin de spiritualitate și de dezvoltarea interioară a omului cu mecanisme care nu pot fi întotdeauna pipăite, știi? Continuând discuția Sigur. despre parcursul unui om în structurile masoneriei. Da. În structurile ierarhice ale masoneriei. Așa. Așa. Ca să zicem. Vreau să ne întoarcem și la întrebarea de bază de la care am pornit. spune cine suntem și ce vreți. Deci spuneam că suntem oameni de li bărbați, liberi și de bune moravori, care ne axăm după un motou care sună felul următor. Cunoaște-te pe tine însuți, ajută-ți aproapele, respectând i demnitatea. Cunoaște-te pe tine însuți, iubește-ți aproapele, ajută-l, respectându-i demnitatea. Și credem că munca pe care masonii, care obligatoriu trebuie să împărtășească o structură de credință pe verticală, în care noi sperăm să se întărească, credem că lucrând împreună, descopere mai multe lucruri despre ei înșiși și despre lor și menirea lor sub soare. Iar cu aceste descoperiri ies din Templu, unde noi ne aflăm acum, și merg în lumea profană și sunt mai buni pentru ei, pentru familiile lor, pentru comunități și pentru edificarea frăției universale a Templului Umanității. Pentru că, simbolistic vorbind, Dacian, George, Dacian în cazul acesta care lucrează la piatră, odată cu trecerea timpului, să speră că piatra lui va căpăta o formă suficient de perfectă, nu, suficient de bine realizată, astfel încât el să-și găsească locul potrivit în construcția ideatică care reprezintă templul umanității. Tradus. să ai descoperit menirea ta sub soare și muncești la ea ca să o împlinești. Deci masoneria pune umărul la contextul global. Prin, să prin membrii să și prin lucruri pe care face masoneria, pune umărul la contextul global. Asta a făcut și face în continuare. Adevărat. Perfect, adevărat. Sublinez. Chiar dacă aici sunt niște subtile nuanțe și discuții, cât privește partea de fidelitate declarată până la jertfa supremă a masonului, a fratelui mason, față de structura națională din care face parte, și în același timp. Vorbim de patriotism aici să nu exagerăm. Nu, este vorba de sacrificiu suprem pentru patrie, dacă este cazul. Adică nu, care nu, vrei să fie confundat cu ideea de patriotism. Nu aș vrea să fie confundat. Să spun o declarație. Dar okay, nu, înțeleg, e o chestie de subtilitate aici, da. dar trebuia tranșată. Iubirea de, piatre, de iubirea de patrie, chiar cu prețul sacrificiului suprem, pe, precum și iubirea familiei și a ordinului. Da, acum să mă înțelegi, un mason este un tip vigilent și perseverent. Ne luptăm cu falsificarea istoriei. Probabilitatea de a ne prosti și de a cumpăra propagandă ieftină de la unii și de la alții e mică, există. E mică. Pentru că nu unul vegem la dinamica vremurilor în care suntem. Veghem toți, avem profesori de istorie, avem profesori de sociologie, avem oameni cu calificări diferite, care își permit, chiar eu am avut într-o ultimă ținută, din perspectiva preocupărilor mele, am... Am tras un semnal de -am, -am. formulat două întrebări care am considerat eu că pot fi de sănătos fraților mei în perspectiva dinamice lucrurilor ce se pretec în zilele noastre. Adică, cum să, în, în felul ăsta să ne înțelegi, ne străduim să fim într-o cadență cu vremurile pe care le trăim, dar pe baza unei informații verificate și cu atenția asupra trecutului constantă. Datorită stării astea de veche continuă, da. vrei să îmi spui că masonii în principal știu în orice moment al existenței care e ora exactă? Bineînțeles, metaforic. Să-ți ră să răspund, da, ar fi greșit, dar să-ți răspund că o bună parte dintre ei sau nu puțin dintre ei sunt preocupați să fie cât mai bine plasați în chestia asta, cu bucurie constant că numărul lor este consistent mare în structurile în care eu lucrez. Oameni cu capul pe umeri, nu știm ce va fi, nu suntem proroci, nu montăm A, și nu știu, demontăm. Nu știu, nu știu. Dar repet... Sunt... E o ușoară contradicție aici, de-aia am întrebat. Nu spunem, adică ba, dezvoltă dacă crezi că Pentru că e foarte important din ce mai zis tu și din cum am interpretat eu personal doctrina mm -hmm. pe care mi-ai prezentat-o până acum, orientarea da. temporospațială exactă. Foarte important, e esențială. Ești mat, așa mă... Da. E... Hai să spun. Dar... Zi, 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 tu, zi. Dar, pe de altă parte, Orientarea asta temporo-spațială exactă și în prezent, da. că despre asta e vorba, da. contravine un pic uh, abordării. Spirituale? Ab abordării doctrinei voastre care este un pic arhaică. S S mai spune, sunt, ca sunt ca să da, unele lucruri uh, în spiritul unui ultraconservatorism ideologic care mi se pare că a rămas în doar de dragul doctrinei și tradiției și n-a putut nu înțeleg de ce asta e problema pe care o am și cu Biserica Ortodoxă Română zi, 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 al, da. eu fiind practicant da. și nu înțeleg de ce nu se întâmplă asta pentru că nevoile spirituale inclusiv ale fraților masuni, da. s-au schimbat un picuț și asta datorită dinamicii sociale și contravine un picuț forma de redactare și formulare arhaic, ultra arhaică câtă dată și știi exact ce vreau să spun, da. a doctrinei masonice da. cu faptul că unul din principale deziterate ale membrilor masoneriei să fie orientat temporospațial aici și acum. Bun, acum. Nevoile spirituale ale, da. inclusiv ale membrilor masoneriei din 2023 sunt un pic altele față de unui membru al masoneriei de la începutul secolului 20 sau sfârșitul secolului 19 da, când s-a... Da, vreau să comentez chestia asta foarte bine. Are, are sens și foarte... întreb? Da, are sens, are sens. Da, câteva chestiuni. Credem că dacă oamenii nu au citit și nu cunosc sau nu s-au plecat suficient de serios asupra istoriei bine scrise. Acum, știi tu, istoria are nuanțele ei și așa mai departe. Și dacă nu sunt preocupați în mod constant să fie în relație cu ceea ce înseamnă omul contemporan sau frământările omului contemporan, credem că omul poate fi fraierul istoriei. Și își poate trăi... Om o A fost de foarte Atenție, multe ori. Și cum mulți sunt astăzi, de ce să nu spunem, iartă -mă, și care își pot irosi o viață întreagă, măi, o viață întreagă, trăindu-și viețile după tiparele, după modelele impuse de unii sau de alții, sau proiectate mai mult sau mai puțin pervers de unii sau de alții cât îi privește din perspectiva intereselor lor, a celorlalți. Din punctul de vedere, noi cultivăm o educație constantă, o învățare constantă și continuă în rândurile noastre, astfel încât, pe de o parte, să ai acces la istoria bine scrisă, chiar la subteranele ei, dacă vrei, cum, s-a întâmplat în cadrul conferinței de astăzi, dar în același timp să fii în legătură cu omul contemporan, în spațiul ăsta, de aici putem vorbi de Jean Pangal, care a semnat în 1937, cu multele nuanțe, acordul de intrare în adormire a masoneriei, deși era suveran mare comandor la ritu Scoțian, și acceptat, cu regele Carol, da, și ni se spune, vedeți, ăsta e documentul, în contextul ăsta s-a semnat sau nu, Așa? Dar în același timp putem vorbi de inteligența artificială care acum e pe val și cu ultimele chestii, dacă cu bucurie spun că noi vorbim de vreo 2-3 ani de inteligență artificială prin intermediul unor care ne prezintă dinamica a ceea ce se întâmplă în spațiul ăla, știi? Dar putem vorbi în același timp și de proiecțiile privind prețurile pieței de energie electrică în următoarele trei luni, ca să, știi? Deci, din punctul de vedere, în masonerie, să o spun din perspectiva unui creștin practicant într-o altă biserică decât cea ortodoxă, să merge mai, nu e frâna de mână trasă, și ce zic? Mulțumesc. E o veche, dar în biserici și chiar și biserica ortodoxă, chiar și în biserica în care merg eu, frâna de mână e trase mult. Acolo, această splitare puternică între tradiții și omul contemporan se face, cum să spun eu, se face vizibil, se simte, se simte, știi, de la. Sunt tensiuni din cauza asta. În masonie nu. În masonie nu. Dar cum reușiți că e. De pentru că aici este un păi, spirit... Uite, ăsta e, ăsta, e, un miracol. Da, da, să spune de ce, pentru că o să, cuvântul poate nu va, părea, nu va plăcea unora. Aici nivelul de toleranță este mânat de dragostea frățească. Tu poți să fii musulman, știi ce zic? Și eu sunt cum am, aseară am stat la cină cu, cu un musulman și am fost bucuros, de-abia am așteptat să, să discut că să spună cum privește lucrurile, unde vede accentele cu privire la situațiile socioeconomice care se întâmplă și dacă nu fi sănătoși pe o în în undeva în mijlocul țării și el iarăși cât mă privește, cât mă privește pe mine, deși e mai în vârstă decât mine, de, n-am avut probleme, îți mărturisesc, n-am avut probleme cu această chestiune și îți mai spun încă ceva. Pentru că dacă unul dintre noi ar lua cumva, cumva parătură, că e creștin, că e musulman, că e evreu, mecanismul ar reacționa imediat. Când spui ar lua o pe arătură te referi la vreo formă de delir mistic? Să poate și chestia asta, da. Pentru Sau... că am văzut și da, strict da, da, da. în direcția da, asta, da. masoni cunoscuți care au da. avut niște episoade de delir mistic da, da, da. public motiv pentru care au și îngroșat norul ăsta de suspiciune asupra a ceea ce înseamnă masoneria în România. Da, absolut, absolut. Nu vreau să dau exemple concrete, știm exact despre ce e vorba, puteți să căutați. Nu, 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 vreau să-l atrag pe Dacian într-o discuție în care nu vrea să fie. Da, da, nu, așa este. Da, da, dar știi, da, știi că da, 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 suntem oameni. Deci suntem oameni. Și unii, acum să mă înțelegem cu un lucru. Eu, lucrurile astea pot părea roz bombon când le prezint eu progres, învățare continuă și așa mai departe. Dar uite, în masonerie, vorbesc în nume personal, am învățat profund că în calitate de ființe umane nu există mai progres și evoluție. Există și regres. Vorbesc foarte serios. Regres. Bă, uite, vă pot da detaliu să chiar dacă desigur nu includ nume și persoane. Poate fi un mestru venerabil, înțelept, luminat, care îi afunează bine tot ceea ce înseamnă potențialul fraților de a crește, de a să descoperi, să simte că se întremează lucrarea și construcția. Îi dă bună intenție și are darul și talanți. Bă, și vine altul, ales tot de noi, că nimeni nu vrea să facă rău. Dar care nu numai că nu dovedește că reușește să facă față și să ține candența, ba mai mult trage fâna de mână sau cum vrei tu să o, să, o formalizezi și aduce regres. Din păcate, din punct de vedere spiritual și chiar și intelectual, lucrurile, cunoștințele dobândite nu sunt câștigate pe vecie. Îmi pare rău, ține de natura umană. Pot să regresez. Asta poate în credință, nu mai spun, avem citatele în cazul învățăturii creștine. Mare scriitor irlandez contemporan Așa? pe nume Arvan Welsh, cunoscut ca fiind autorul romanului Trainspotting, toată lumea știe pentru asta. Exact în Trainspotting are următoarea chestie și coincide foarte mult cu ce există acum. El se numește The Unifying Theory of Life. Uh -huh. Întreaga existența unui om are ca punct de convergență maximum atingerea maximului de potențial al omului pe parcursul vieții lui. Lungă, scurtă, nu contează. Maximum potențial vine mai devreme sau mai târziu în funcție de fiecare om și de cât de mult a investit înspre progresul personal. Odată ajuns acolo, lucrurile nu merg decât în jos. Asta este The Unifying Theory of Life. Bine, el face un exemplu concret pe muzicianul Lurid, care a spus, bă, primele patru albume senzaționale, după aia, acum îl acceptăm că e Lurid, e la un nivel, da, de atunci nu m-am jos. De The Unifying Theory of Life, tot în sfârșit. Irvin Yalom, un evreu smart, încă în viață la vreo 97 de ani, a fost invitat și până la noi, prin intermediul mediului No să conferințeze un psihoterapeut de mare învergură, autorul multor cărți. A scris, printre altele, o carte, Chestiuni de Viață și de Moarte, împreună cu soția sa trecută la cele veșnice, în urmă cu câțiva ani. Ea a fost diagnosticată cu o formă de cancer foarte agresiv și la inițiativa ei, pentru că n-ar fi avut el curajul să o împovăreze cu o asemenea sarcină, eu știu, de scriere, soția a zis, știi ce îți propun, dragul meu, profesor de francezea? Eu scriu un capitol cu experiența mea legată de ipostază de viață evidentă de, de spre care merg și tu, în calitate de soț și de psihoterapeut și așa mai departe, scriși tu un capitol și alternăm. Tu un capitol, eu un capitol, eu un capitol și un capitol moare soția, așa cum, din păcate, a fost prognozat din punct de vedere medical, și el continuă să mai scrie câteva capitole, e tradusă cartea în românește, continuă să scrie câteva capitole după moartea ei. Și apropo de regresie și de condiția vieții umane, și zice, la un moment dat zice, m-am uitat zilele trecute în bibliotecă și am descoperit cu surprindere câteva cărți care purtau numele meu la autor. Vă mărturisesc sincer că nu mai țineam minte că le-am scris. Am fost mânat chiar de curiozitatea să văd ce am spus acum 20-30 de ani. Unele lucruri mi s-au părut interesantele, dar altele abia am așteptat să trec. Îmi pare rău în condiția vieții umane, apare această chestiune, știi tu, eu știu, năucitoare. Practic poți să spui că mor de când ai născut. Dar până să ai evidența morții, ai, cum spui tu, niște momente de optim în care consumarea unor factori de natură genetică, educațională, socio-contemporană pe care le parcurgi, poți să te manifesti și poți să rodești pre folosul celorlalți. Dar, la fel de bine, poți să fii un nenorocit al lumii și a istoriei, să nu fii la vremea potrivită și asta e o taină, să nu ai acces la datele și informațiile care sunt potrivite pentru momentul respectiv sau pur și simplu să nu fi dotat genetic, îmi pare rău, pare ciudat și straniu mă uit pe și elitist și elitist, păi uite pe generația mea eu, eu am descoperit la 45-50 de ani niște lucruri pe care probabil le-am le descoperi la 20-30 de ani dacă aveam acces la informație, dar de unde am acces la informație că am trăit pe vremea cealaltă o bună parte din viață, nu eu și alții, probabil că părinții mei mi-ar fi dat alte sfaturi dacă ar fi avut acces la informații. Probabil poate, da, poate nu, poate ar fi fost mai bine, poate ar fi fost mai rău. Dar ce vreau să spun? Că orice sistem nenorocit, indiferent de ce natură ar fi, care cultivă ignoranța prin limitarea accesului la informație, prin forțarea tiparelor de perspectivă asupra lumii și a vieții, e un sistem nenorocit. Cum spune Albert Schweitzer, primul Nobel pentru Pace în 1952, nimic nu este mai dramatic pe acest pământ decât ceea ce se pierde într-un om în timp ce trăiește. Nimic nu este mai dramatic pe acest pământ decât ceea ce se pierde într-un om în timp ce trăiește. Și orice sistem, orice sistem în orice societate care ignoră aceste, aceste acești daruri și talanți așezați în fiecare dintre noi, care mai mult decât îl sufocă în mod conștient de natură al aduce posaza să nu-l deranjeze, un sistem nenorocit. Și ea trebuie luptată în lor, Și atunci venim în și aducem cunoașterea și împrăștiem cunoașterea și discutăm și spunem ce am descoperit în masonie, spunem ce am descoperit în știință, spunem ce am descoperit în viața spirituală. Da, în care vor puterea completă, le suntem un nod în gât. Pe de cealaltă parte, da. <coughs> datorită faptului că sunteți o structură destul de ermetică, pare cumva din nou o formă de organizare destul de arhaică, cum zice englezul, de gatekeeping. Așa da, informații. Da. Pe, mm. Nu. N-ai nu, auzit că se impută asta masoneriei? masonerie? O, o, știi, am să-ți răspund diplomatic puțin și mai apoi depășesc Așa. statul ăsta, Am să spui, nu suntem o structură secretă, suntem o structură discretă. Ba mai mult decât atât, a scoate ochii ok, spunând că undeva de prin 2004, structura națională din care fac parte, este și asociație de utilitate publică ceea ce înseamnă nu numai că statul român are știință de existența noastră, că doar suntem înființați conform legii, ba mai mult decât atât a înțeles să intre în parteneriate cu noi sub diverse rațiuni. da? Oficial. E tratată de statul român masoneria ca o, ca o tratată... religie? Nu nu nu, 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 nici vorba, nu, că nu, nu nici n-am pretins este asta care este statutul masoneriei uh, Asociație. Din, din perspectiva statului român? E, acum, din perspectiva asta, Din punct de vedere legal, așa pot să zic. Suntem okay. asociație înscris la Tribunalul Municipiului București a, cu tot okay. deci ceea ce înseamnă. În forma Da, da, nu, a, asta okay. este. Bun. Da, clar, asta. evident, așa este, așa este. Și dintr-o asemenea ipostază juridică am dobândit calitatea de asociație de utilitate publică. Nu, a, asta suntem. Nu. Știi? Și atunci nu pot okay. să okay. nu pun întrebarea. Da? Așa. Da. Te termină tu că vine întrebarea. Da, da. Care... Și atunci am spus că, am spus că spun discret, da, și nu secret, pe de -o parte. Iar pe de-altă parte. Vezi tu, în masoneria română, care, cum să de vedere, încă cât avem, 30 ceva de ani, chiar dacă unii vreau spune, avem sute de ani, dar s-a prins aprins luminile efectiv în ianuarie 1993, a trebuit să se aseze în sine însuși ca să vadă unde este măsura înțeleaptă a expunerii publice și unde este măsura înțeleaptă a discreției. Eu în 20 și ceva de ani am văzut o sporire o creștere a deschiderii spre societate. Probabil nu cum ar vrea oamenii cu tabele puse în centrul orașului, cu membrii masoni, dar iată cum am avut astăzi o conferință la care, dacă -am, nu am numărat, cred că am avut 150, 150 de oameni în sala mare festiva a Muzeului Țării Crișlor, unde s-au discutat chestiuni pe față înși cu o referire la masonerie. n au fost numai masoni acolo, au fost o mică parte mason, au fost, fost deschide societății societății civile. Dar dacă mergi în Anglia, unde masonerea are 300 și de, de ani, cel puțin în perioada speculativă, cum spunem noi, păi este posibil ca la târgurile studențești, dau un exemplu, de temirce, un stand mai mare decât măsuța noastră să fie mare lojă unită a Angliei. Știi? Și să, 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 fie pregătit să discute cu tinerii. Știi? Adică sunt fațetele astea. So, în România, masoneria este Frumos bântuită de tineri. Da, suntem tineri, noi, ca organizație, ca structură, știți ce zic. Deci, efectiv, uman din masoneria română, cel puțin din masoneria regulară. Cum Așa? Știu, da? Sunt preponderent tineri? Masa tinerilor este consistentă. Dar să o spun asta, pe a la, la o provocare pentru masonerile cu vechime, cu, cu vârstă înaintată, care au o problemă în a atrage tineri. Dacă mergi în Anglia și discuți că ei ce faceți, cum stați, o să zică oh, foarte greu, foarte greu. Bun și tu înțelegi. Noi. <coughs> noi vorbim acum doar de uh, climat autohton, da? În mod special așa, acum, da. mai fac referiri din când în când. Ai și... o explicație pentru asta? crești un om care înțelege chestiuni de dinamică socială. Da, da. Dau una... Uite și mai local. Ai spus bine accentul că am o perspectivă locală. Uite și mai local. De vreun an de zile, un an și puțin, e deschis uh templul masoneriei ordene, cel în care ne aflăm acum. Am avut noaptea muzeilor și avem tururi ghidate, am tururi ghidate probabil săptămânal, o dată de două ori, așa pur și simplu. Păi vreau să spun că numărul celor care bat la poarta templului, cum spunem noi, adică care își manifestă dorința să intre în masonerie, e într-o creștere constantă. E într-o creștere constantă. Și chiar și astăzi, până am terminat turul ghidat, erau vreo două, trei persoane, sunteți amabili să-mi spuneți, să-mi dați contactul dumneavoastră, aș vrea cu tare, cu tare. Nu înseamnă că între toți. Dar e o chestie pe care dacă ar vedea o nemță sau o engleză, ar zice, wow! De ce? Pentru că suntem o societate tânără, pentru că din punct de vedere educațional încă avem de recuperat, pentru că poate fi un tip de curiozitate primară, instinctuală, puu, ai, masonerie, pentru că să fac o grămadă de confuzii, să-i auzi pe tineri aici, mai ales când am grupuri de tineri, le povestesc, le explic și așa mai departe și la un moment dat vine câte unul, dar deja într-o formă repetată, e o tipară a generației și îmi zice, auziți, dar totuși, până la urmă, ai să întâlniți chi iluminati. nu au vorbit nimic de iluminati. Adică, mă, se întâmplă o dată mai merge, dar când te întreabă de vreo 10 ori... Că e simbolistica similară. Da. Ai înțeles? Ești. Da, eu înțeleg, înțeleg. Deja spun categoria, 15-18 ani, sau 14-18 ani, știi? Nu mai întâlnești chestiunea asta peste o anumită vârstă. Mai întâlnești unul din 30 care zice, ai, domnule, că știu eu că voi face și desface, știi? Lumea. nu, mai sunt și de da. Ei, aia sunt peste 60 de ani, știi, ca idee. Wow, sunt conspiraționiștii care au prins și comunism. Da, am avut aici băieți de băieți de sisteme, pensionari. Așa. He? Dar, pe, serios vorbesc, care vehiculau teorii conspiraționiste mai abitiri decât... Care e cea mai ridicolă teorie conspiraționistă pe care ai auzit-o? Și îți dau și eu explicația mea de ce cred că tinerii sunt interesați de masoneria. Să spun, să spun, n-aș putea să-ți o identific precis pentru că de regulă cei care erau în grupul respectiv îi oteau. Hai mă, Ionică, lasă-mă că tu tot așa. Pare că persoana respectivă avea aplicații conspiraționiste cu sau fără masonerie. De, era conspiraționistul grupului. Da, era grupul, știi, și nu, nu mai dezvoltat ceea, știi? N-am dat, dat atenția acum să văd exact ce au spus, știi, dar... De ce cred eu că tinerii, sau cu un număr crescut de tineri care se interesează de masonerie, mm. explicația e posibil să fie destul de tristă. Ia să vă curioși ce prelucreze. Ultim refugiu. Ultim refugiu în care să găsească ce, sau speră să găsească ce? Apartenență la grup. Păi, cred că una asta. din marile tale nevoi spirituale da. pe care am avut-o cu toții și o înțelegem în spatele camerelor avem trei elemente tinere ale societății care poate să confirme ce zic eu dacă zic, sau să infirme dacă zic prostii. este uh nevoie -huh. Este nevoia apartenenței la grup. În momentul ăsta, știu că tot intervine în discuție termenul ăsta obsesiv, dinamică socială, da, așa e. Dinamica socială, din momentul ăsta, predispune ca relațiile interumane să fie să aibă un caracter foarte volatil. Mm -hmm. O secundă, aici ce să, să completezi ceva, să, 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 să completezi tabloul, nu, nu e o judecată. Ah, Tinerii sau proaspici care intră în ordin aici la noi sau oriunde în structura din care fac parte, a la manual, un an de zile, nu au voie să vorbească nimic în cadrul ținutei lojii. Adică nu au voie să, să scoată un cuvânt, sunt excepții, dacă mai sunt venerabile, în invită să o facă și după cum au posibilitatea să scrie ceva pe un bilețel, să-l pună într-un săculeț, propunând o temă sau chiar dorind să, să, să afle ceva. Semnat sau anonim? Nu, 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 nu semnat, că nu e Asumat, așa, asumat. Așa, așa. Așa. -așa. Cuvântul, nu facem, sigur, absolut. Eu vorbesc în cadrul ținutei lojii, dar în afara ei, la Agapă sau în alte contexte care nu sunt ritualice din punctul să de vedere, se comportă ca un om normal și poate să-și manifeste curiozitatea. În schimb, chiar și acolo, ei fiind sub îndrumarea celui de-al doilea supraveghetor, li se recomandă acest exercițiu al tăcerii: să înveți să asculți, să înveți să observi, să reușești să-ți controlezi cât de cât, să-ți domolești instinctele și pornele specifice oricărui tânăr. Și atunci mă întorc la ceea ce spui tu, chestia cu grupul. În în camera de la flexie sau camera de chip îți aduce aminte care simbolicare, cu, cu pereții negri... Exact, 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 acolo. Okay, la un moment okay. dat spun, la un moment dat, acolo pun perete, zice, dacă curiozitatea te-a adus aici, pleacă. Adică, noi prin structura noastră suntem niște oameni curioși, cum spuneam, și de istorie, și de omul contemporan, și de chiar proiecțiile posibile ale viitorului. Dar, cum să spun eu... Nu încurajăm curiozitatea nesănătoasă chiar a tânului. Băi, hai să încerci și masoneria să văd, și mă, duc și la judo, hai, mă, duc și la karate. Hai, să hai încerci că poate să potrivește, știi? Ne ferim de asemenea atitudini, nu suntem filtru perfect, dar nu le excludem. Adică pot exista așa asemenea chestii. Păi știi? există chestia asta. Păi există, Pe da. de altă parte, nevoia de apartenență la grup? E o evidență. Am doi copii adolescenți. A, clar. E o chestie cât se poate de reală, cât se Absolut, poate de Absolut. Și am 16 și 14 ani, îți dai seama faptul că accesibilitatea instantanee a oricărui om de pe fața pământului este posibilă datorită internetului contribuie în mod fundamental la caracterul volatil a relațiilor interumane, exact cum spuneam. A, așa este. Și parte din doctrina ultra-arhaică și conservatoare a masoneriei pe care am blamat-o anterior, atrage pentru că scoate din calcul riscul ăsta al caracterului volatil al relațiilor sau al chestiilor care ar putea să potențeze caracterul volatil. Și cumva pare o chestie destul de rigidă, destul de serioasă, fiind rigidă și serioasă pentru post adolescent, pare o chestie uh, care are o anumită semnificație și atrage. Intră într-un grup care face lucruri care contează și pot să înțeleg fascinația asta. Cu bucurie îți spun că da, avem și asemenea situații și mai mult eu decât atât... Nu știu dacă o să poată ei să formuleze punctual cum am făcut-o eu acum, că trebuie să fii un pic bagabom, bătrân, fie vorba între să-ți dai seama Te de cred, asta. dar... Uh, dar cred că instinctual de asta vin către masonerie. Omule, nu ne deranjează, repet, în măsura în care are această disponibilitatea de a descoperi pe sine și de a se exprima sub soare. Nu ne, de, ne deranjează până la asta e tinerețea. Noi nu luptăm împotriva tinereții. Nu mă aștept ca un tânăr să știe lucrurile pe care le știe un vagabund bătrân vorba ta sau om. Că n-ai cum, că și noi am fost tineri. Asta e. În schimb, dacă vedem care are disponibilitatea să intre într-un dialog, să-și pună întrebări, are disponibilitatea să discute. Am avut acum câteva săptămâni o mărturisire din partea unui frate ce este peste 80 de ani. Și au zis, mă, eu am 83 de ani. Eu vreau să vă împărtășesc o chestiune pe care am descoperit acum la 83 de ani. Nu știu, poate vă este vouă de folos la 30, la 40, la 50 de ani, la 60 de ani, la 70 de ani, dar vreau să împărtășesc cu voi. Știi ce zic? Acum tu gândește-te că <coughs> tânărul ăla care stă acolo ucenic, care poate avea, eu știu, sub 30 de ani, mă poate să face un click mai devreme cum mi s-a făcut mie la 50 sau mai devreme cum i s-a făcut ei la 83. Chiar dacă suntem conviși că toate au ceasul și vremea lor. Dar este mediul în care este expus acestui gen de comportament. Știi ce zic? Sau, cum am avut, o zis, mâine așteptăm 200 de invitați, 100 de invitați, avem nevoie de 5 frați care să vină să dea o mână de ajutor la un știu ce. Ori veni 15. Băi, ok, super. Și tineri și bătrâni. Știi ce zic? Hai să facem, hai să... Există această sănătate a mediului. Pe de o parte, pe de altă parte, veghem unul la celălalt. Vegem, că dacă mă văd cu tine de două ori pe lună cel puțin, ca să nu zic mai des, și văd că ești supărat săptămâna asta, văd că ești supărat săptămâna viitoare, tinde, George, s-a întâmplat ceva? Cât de mult te permisă imersiunea în area lui personal? Al grupului. Nu este de esență. Referitor în raport cu individul. Nu este de esența masoneriei. Nu este de esența masoneriei. Am înțeles. Da, nu, da, da, o să iarăși dau un exemplu. Un frate a venit și a spus, uh, acum câteva luni, Deși ce spun nu este de esența masoniei. Uite, aș dori să să mărturisești ceva. Am probleme cu soția. De ce natură? Cum se manifestă? Nu știu cu cine să vorbesc. Dacă crezi că poți să-mi spui ceva folositor sau să mă ajuți, aș fi recunoscător. Da, un exemplu. Dar, repet, nu este de esența masoniei. Nu ne ocupăm de probleme familiale ale membrilor. Frații masoni au posibilitatea să spună familiilor lor că sunt masoni și avem mulți care spun soțiilor și copiii și știu, sau să nu le spună chestiunea asta. E libertatea lor. Dar în același timp, dacă am regula de aur pe care ți-am spus eu, cunoaște-te pe tine însuți, iubește-ți aproapele, ajută respectându-i demnitatea. Tu ce crezi că să-i spun fratele meu, nu, nu te ajut? Nu, o să-i împărtășesc din ceea ce știu și cred eu și chiar o să-l ajut cu ceea ce pot în contextul respectiv. Dar cu această decență a lucrurilor, știi, nu mă bag cu picioarele în familia lui. Eu îi împărtășesc în contextul în care pentru noi iubirea familiei face parte dintr-o declarație de principii esențială. Noi suntem contra familie. Nu pot să spun, da, da omule, du-te, divorțează, vezi de treaba ta, recucerește libertatea. Nu, nu, suntem pro-familie, îmi pare rău să spun asta, prin concept, prin structură. Și asta te îndemnăm să o faci atent și dacă putem să fim alături în frământele tale, o facem cu drag. Știi? După cum, că tot ai vorbit de tineret, poate să vină un frate și am avut și situații în care să spună, dragii mei, o iau razna cu, cu odrazele mele adolescenți. Nu mai știu ce să fac. Bani da, în masonerie. Ba da, nu, nu. Poți da, să-l masonerie dacă are tată mason și împlinește 18 ani. Da, da, da. Aici asta e o discuție pe care o să vreau să o începem. Gluma era, ori îi trimis la breaza la școala militară, ori la ora de la masonerie. Ok. Da, e, ha e haiosă și simpatică perspectiva ta, august. Deci, concluzia este că sunt unii tineri care literalmente simt că vor să evolueze personal mm. și instinctiv li se pare că ăsta e contextul în care ar putea să o facă și la fel de instinctiv să îndreaptă și către. Sunt și nu puțin, așa este. Sunt și nu puțini și, puțin. Nu puțin și uh, probabil ei nu poate să treacă prin filtrul rațional să-și explice de, de, de ce au nevoie asta instinctivă de a veni. Pe de altă parte, să mă ierte Dumnezeu, instinctul de la 18 ani minte cel mai puțin. Pe parcursul vieții unui om, de acord. instinctul post-adolescență, te minte cel mai puțin. Te pervertești mai mult pe măsură ce îmbătrânești. Da, da, da. da, da. da. Odată ce porți povara maturității și a unor experiențe, fiecare în funcție de ce experiență a făcut, s-a dus dracului. Da, insa. George, dar îți dai seama ce câștig poate fi pentru el și pentru societate dacă de la vârsta aceea, că nu este ghidat, atenție, noi nu ne manevrăm frații într-un anumit fel. Nu știu dacă mă înțelegi. Pe mine mă interesează ca el să-și sporească conștiința de sine, să-și sporească legătura lui pe verticală, să-și descopere dale și talanții pe care are și să-i pună la lucru. Asta e manevră, asta e. Pentru mine, tânărul ucenic este un mister, este o taină, este un frate a cărui darul și talanța abia aștept să le cunosc și le să mă vor manifesta, nu pentru că vine el în mijlocul sălii și îmi spune ce îl caracterizează. În acțiunea de astăzi, în acțiunea de mâine, în plașa care se susține pe mâine, în deplasare pe care o avem răspoi mâine, știi, lucrurile încetul cu încetul ies la suprafață, știi? Și ne bucurăm să, să vedem că trăim cât de cât frumos și sănătos, știi? Și iartă-mă, cu picături suplimentare de dragoste frățească. Că abia aștept să mă... Zilele trecute m-am văzut cu frații, abia aștept să mă văd peste o săptămână și ceva cu ei. Îți luminează ochii când zice asta, mi se pare ciudat. Da, e ciudat, notă, așa, e ciudat da, pentru că nu sunt da. s -o obișnui cu tipul ăsta de da, raportare până, Adică zi, ideea bă. de bromen să o înțeleg perfect o am cu babu ești. Așa, așa, așa Este dragoste frățească Păi așa și aici Ne unește dragostea frățească și cea de friptură E ok, avem două lucruri în viață care ne face să Hai, mergem mă, un hai mă că și -ai Un aici. drum cât mai lung Ai Dacă aș aș -o și o și aici, aici am avut, nu știu, am o problemă de sănătate acum cu tata de ceva luni, de câteva luni de zile, știi? Și mă sună fratele de Timir unde, din țară, nu că m-am făcut eu publicitate pe grup sau pe ordine, nu, nici vorbă. Păi am avut un gând bun tot mă, cum e tata? Băi, mai bine, mă, dacă tipul pot așteptat, lucruri mărunte, să nu crezi că suntem extraterestri, da? Tipul ăsta de dragoste necondiționată. Mă, de cum? Foarte, cum? apartenența la grup, da, exact da. cum da. Am un frate care, spre exemplu, face acum un transfer de măduvă, care, care leucemie acută. Apă, crezi că simt eu că, simt, e ca de bine. Ce faci, fratele meu, cum ești? Că e păstămăr și țări. E foarte greu prin ce trece el așa. Da, nu știu dacă mă înțelegi. Dar bine, stai acolo în izolator, mă, că la propriul izolator știi că imunitate zero și așa mai departe. Nu știu câte telefoane primește pe zi, dar numai de la noi primește săptămâna vreo 5, 6, 7 telefoane. Atât, tot ce faci? Cum ești? Ce să mai ai? Lucruri aparent mărute. Cuiva de pe și și țării pasă de tine. Știi? Poți să-i spui cum vrei. Nu e nimic nesănătos, știi? Da. din nou, premergător întrebării pe care cred că își pun toți oamenii care se uită acum, de fapt. Aveți grup, de, aveți grup de WhatsApp? Avem, avem. WhatsApp, mai multe grupuri WhatsApp. de WhatsApp. Avem mai multe grupuri de WhatsApp. Da. Avem Bă, unul. De, de, ce aveți mai multe grupuri? Da, să spui și de, ce. De, e pe loje? da, 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 e pe loje. Azi, da, da, ce, da, te ce te Fii atent. E pe Că normal, loja, loja, știi, membrii lojii. Dar mai avem un grup pentru maestrii. Nu mai maestrii. Oh, oh. Există camera de mijloc, unde se discută anumite lucruri, știi? Ce zic? Avem în același timp un grup, că nu e se un secret, un gen comunicate administrative, unde e cazul. Și mai avem un grup, uite, mai avem grupuri, sau cel puțin eu particip la, la grupuri uh, pe rituri de perfecționare, știi? Sau rituri de perfecționare. Că în masonerie poți să fii ucenic, calfă maestru și nu poți să fii mai sus de maestru, dar sub umbrela structurii naționale în cazul ăsta pot fi, să zic, autorizate, avizate spre funcționare, rituri de perfecționare, un fel de cercuri la care te înscrii dacă vrei ca să-l convertesc ca așa chestia. Activități extra-masonice. Da, tu îți faci treaba de mason, dar vrei să aprofundezi învățătura creștină. Foarte probabil te scriptul tu scoțean anti și accepta, dau un exemplu, și acolo este un alt grup. Ok. Știi? okay. Da, okay. Bun, da okay. Repet, e un cerc, nu te obligă nimeni. E... Facultativ. Facultativ, dacă vrei, și să mai creează un grup. Bine, domnule, pun întrebarea mare. Da, să vedem. Cum se intră masonerie? Vă <laughs> ești conștient că acum se uită, bine ați delirat acum câte ore și ceva. Da, bine ce? m-ați masonerie, mare șmeche. vreau să intru, cum fac? Da, 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 da. da. ești conștient că asta de fapt fără e întrebarea. De -ală, fără nici fără niciun fel de problemă. Am acum un dubiu, îți dai seama că știu, să-ți răspund. Dar încerc să rămân la nivelul discreției, știi, structurii. una, dintre, una, una dintre modalități este să intrați pe internet, și să accesați un site melnr.xyz și să intrați la parte de contact și să spuneți că vă numiți Ionica Georgica, sunt din Oradea și sunt interesat să fac parte din structura dumneavoastră masonică. Auzi, Denis? Da, 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 ați înțeles. Mai apoi, este foarte posibil ca în la ceva vreme să vă contacteze cineva pe telefonul pe care lăsați acolo ca și, sau pe e mailul de contact și să spună dumneavoastră ne-ați trimis, da, unde locuiți în Oradea, perfect și așa mai departe, o să vă trimitem un contact a unei persoane cu care vă îndemnăm să vă întâlniți și să purtați discuții pe subiectul interesului manifestat de dumneavoastră. Și atunci este posibil să apară că suntem la Oradea 1 ca și Dacian și să mă întâlnesc cu Ionica, să-i spun salut, salut, am înțeles că ești interesat să intri în francmasonerie, ești amabil să-mi spui de ce, cum ți-a venit ideea, dincolo de faptul că mă asigur că existi, mă asigur că ești cât de cât cu capul pomeri, vreau să te întreb, cu ești, ce faci, ce ai învățat, cu ce te ocupi, din ce trăiești, lucruri de genul ăsta. De un asemenea demers, eu îmi informez frații care sunt membri ai atelierului și dacă eu știu, 1, 2, 3, 4, 5 contacte, ne verifică că subiectul și persoana este demnă de luat în calcul ca și candidatură, începe să ne organizăm pentru a face niște verificări mai sistematice, da? cât privește acea persoană. Dacă și acele verificări, eu știu, sunt favorabile candidatului, mai apoi el este invitat să participe la procedura de inițiere, după cum poate în prealabil să fie inițiat la o procedură pe care noi numim așa sub bandou, adică fără să vadă pe cineva, vine și ne răspunde o întrebări directe ca să nu știu, să avem noi cât se poate, siguranță atât cât se poate, că nu ne înșelăm în ceea ce privește posibilul vot favorabil de intrare în familie. Încercăm să fim mai atenți, cât se poate de atenți, pentru a da unda verde celor care vor să intre în casa noastră, în familia noastră. Acea solicitare de a intra în ordin nu este o garanție prin sine și se poate să fie să nu fie acceptat fără explicații ca să ai o reprezentare, dacă unul din loj are ceva de comentat sau s-o opune, sunt mai multe variante, una dintre ele este să candidatura ta stă pe margine vreo șase luni de zile și mai discutăm mai apoi. Știi? Asta a la manual. Pe lângă chestiunea asta... Sunt excepții? Da, sunt excepții, nu o să fim pățarnici. Sunt anumite situații... Recomandări? Da. Oameni care ar de tape? A, nu, 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 să nu confundăm lucrurile, nu, nu. Se poate ca eu, mason fiind, într-un anumit context social, să dau peste un seamăn care arată evident aplicări. Și... A, da, da, evident. În o asemenea situație, chiar dacă nu e la manual și dacă consider potrivit, deschid probabil discuția pe zona masoneriei, dacă este cazul, dacă este cazul. Și. A... Exemplul meu nu-i bun, pentru că la mine se știe că sunt mason și persoanele care vin la mine știu că vorbesc cu un mason și asta e. Da, să pot, pot fi și situații pe. De ce ce înțeleg eu de aici este că masoneria, cel puțin da. asta regulară de care vorbim, nu face misionariat. Nu face misionariat, nu. Noi nu face campanie de regulare. Nu Nu, 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 nu. Păi am fi. Acum, am fi naucitor dacă a face chestia asta să nu mă înțelegi la ce structură socială suntem. Știi ce zic? Dar, da, 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 noi nu ne facem un serviciu pentru că noi am înțeles câteva lucruri. Și aici e o discuție filozofală, tehnico-științifică, psihologică, cum vrei. Unii spun că toți bărbații au capabilitatea de a fi masoni Adică au ceva care poate la un moment dat să fie demn de a intra în ordin Alții spun nu. Deci wow, nu există. Deci, okay. a, de nu, 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 nu. nu Acum. Uite, o, 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 o să-mi spun o, o părere, dar e o părere, e o părere de etapă, nu e o părere definitivă. Dar, Havara, și poate și de poate să schimbă poi mâine. Ăsta e unul dintre motivele pentru care am spus că totuși doctrina e formulată ultraconservator no, și într-o no, no. manieră O să te contrazic aici, pentru că dacă no. acum eu, eu, Dacian Paladi, acum cred, astăzi cred, că mai degrabă masonii se nasc și nu se fac. Dacă îl întrebi un alt frate, o să zică, nu, nu e adevărat. Fiecare bărbat are și darul și talanții lui și are argumente de partea lui care îl pot face la un moment dat un bun mason. Da, subtilitățile okay. sunt mai adânci, sunt mult mai adânci. E o dilemă nerezolvată, dar iată să se leagă într-un fel sau altul de tema noastră cum poți intra în masonerie, știi? Nu suntem o structură perfectă cu toate eforturile noastre de a filtra, de a alege, timp rata când ne înșelăm și noi. În ce procent, habar de la caz la caz. 10%, 5%, 3%, ne înșerăm. Adică ne ofentat Am înțeles. S-o strecurat uh, și prin filtrele noastre. Dar mai devreme sau mai târziu chestia iese la suprafață și sunt mai multe modalități prin care lucrurile se asanează. Fie omul iese, fără presiuni, că nu așa legende și prostii, fie intră în adormire, intră într-o perioadă de meditație, de automeditație, să vadă dacă într-adevăr e locul potrivit unde se află o, su Adormire? Da, da, da adormire. E un, fel de, e un fel de suspendare. Ești inițiat ca mason, ai, ai activat ca mason, adormire este, da, mă sus. o perioadă nu particip la ținute, ești exonerat de plata anumitor obligații financiare și pur și simplu. Obligațiile financiare ale membrilor masoneriei, hmm. că tot ai spus, sunt sub formă de cotizații. Da, exact. Da. Și noi avem cotizație lunară și avem și uh, niște contribuții la niște fonduri pentru susținerea, de pe exemplu, tinilor cu potențial de performanță în învățătură sau uh, fonduri uh, adică pentru școală din care faci parte. Da, masonerie regulare din da, România, dă da. burse de studiu. Da, da, așa este, în fiecare an. E unul dintre dezideratele Logei. Când lupți împotriva ignoranței, susții educația. După cum în același timp de data asta public, structura națională în care fac parte are o acțiune anuală cu Academia Română și îi pune la bătaie câteva zeci de mii de euro cu titlul de premii pentru persoanele, eu știu, bifate de Academia Română care au performat în anul ce a trecut în domeniile lor de activitate. Dar știi că nu prea s-a discutat despre uh... asemenea acțiuni. Despre componenta practică a purtării masoneriei românești? Nu, nu, e? pentru că nu este de esență. Adică nu vrem să, să. nu vrem să ca oamenii să creadă că masoneria este o organizație caritabilă. Repet, caritatea nu este de esența noastră, deși într-un anumit ordin, caritatea, speranța și milostenia, credința, milostenia și așa, și speranța, sunt un trio important. Dar n-aș vrea să confundem masoneria. Masoneria din România a avut un rol destul de important în al doilea război mondial. Adică, știi, nu spun că nu facem. Partea de uh, acțiuni caritabile medicale. Domnule, facem și acum, și astăzi le facem, și acum facem de câteva sute de mii de euro acțiuni caritabile, dar nu le, nu le vedeți la televizor. Nu, știți, nu le vedeți la televizor. Că urmează frații în colonia, nu știu unde, în Ucraina și Ciordus, că am plătit cazarea și mâncarea la nu știu câte sute de persoane. Se întâmplă, da? sau că au fost frații în munți și nu știu Ciordus, dar nu le găsiți la televizor. E specific discreției. Și din acest motiv că n-am vrea să se înțeleagă că de esența masoneriei este caritatea. Noi o excludem, o practicăm, dar nu o punem pe scenă. Cel alt pericol fiind că e ca și cum ați intrat într-un mecanism compensatoriu, pentru că ă, asta ar putea să îngroașe foarte mult Așa? norul al suspiciunii care Așa? planează asupra masoneriei. În sensul în care faceți... Cum zice în engleză, PR stand ca să spălați și să acoperiți unele lucruri pe care le faceți pe de Hai, ah, George, nu ești creativ. Nu, man, pe Bă, noi, nu, nu, știu ce zic. nu, nu. Eu zic ca în care ar fi percepția. Uh, Mie mi se pare foarte corectă raportarea asta, adică făcutul de acte caritabile sub un semn al zmereniei, indiferent de demersul intrinsec al da, zmereniei. da, 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 da. Mi se pare foarte ok așa. Da, George, da. Dar trebuiau punctate și asta, că eu știam că faceți. Printre legendele și miturile legate de masonerie, da, este și acela că noi facem și desfacem nu numai lumea, ci și finanțele lumii. Tu îți dai seama. Știi? Da, exact. Păi da, că cum lucrați și... pe dedesubt. Păi da, ce să mai, că iei dolarul și vezi ochi acolo și vezi piramida ruptă și toată masoneria, masoneria controlează masa monetară a lumii. Nimic mai fals. Știi? N-am auzit de chestiunea asta. De ce? Pentru că la noi este foarte bine statornicită această perspectivă a muncii individuale. Piatra brută și piatra șlefuită. Acolo e esența, acolo e lucrarea. Dragostea frățească necondiționată în care ne suntem unul alături de celălalt pentru a ne ajuta în lucrarea proprie. Noi știm și nu facem pe modești, pentru că un tânăr, o fi tânăr sau cu un bătrân, bine șlefuit, bine lucrat, el când iese din templu nu devine alt om, el devine același om cu plusurile, cu dragostea suplimentară, cu priceperea suplimentară și rodește pentru ceilalți, pentru familie, pentru comunitate și pentru umanitate în general. Ăsta e circuitul, cam așa se întâmplă lucrurile. Da. Și care se autoalimentează. Firesc. Dar, acum că am lămurit uh, Cam care poarta pe care se intră hmm. în masonerie? După aia există o serie de ritualuri inclusiv inițiere și după aia dezvoltarea individului ca să zic așa în structura masonică care fie vorba între noi ce se întâmplă masonerie rămâne masonerie ca să există a, a, o discuție asupra specificului da, lucrărilor să din atelier. Uh, am da. sărit eu un pic cu scalul vara trecută și te-am forțat să îmi spui dar doar da, în da, plan personal da. și a fost ok am înțeles da. altă chestie care uh, pe care vreau să discut, e citatul ăla de care ți-am spus mai devreme, dar atingem un pic mai încolo. Ai vorbit inclusiv despre oameni care au reușit să evite elegant filtrele pe care da, le aveți voi, da. au intrat în structura masonică, ulterior, mai devreme sau mai târziu, s-a cernut, au ieșit la, la suprafață. -a cernut, au ieșit la, la suprafață și au fost excluși. În ce manieră au intrat în adormire, da, mai sunt da. și alte variante, ori au plecat de bunăvoie, ori... Mai adormire. există și alte variante de tip sancțiune masonică, ardere între coloane, în cadrul unor fapte care aduc atingere adică, serioase ordinului. Da, de regulă, da, adormirea... Da, dar sună foarte periculos asta cu arderea între coloane. Da, da, sună periculos, dar e o chestie simbolică. Asta am înțeles. Este o chestie simbolică, da. În și carieră. atunci, da. ca să folosesc un termen de ăsta al... Cu... De folosește tineretul. Mm. Care este cel mai mare turn-off <laughs> pentru, pentru frații masoni legat de un membru care urmează să fie exclus? Adică, din comportamentul unui membru al masoneriei. Da. Ce tip de ieșire comportamentală trage cel mai grav semnalul de alarmă în rândul fraților masoni? Bă. Este, pe exemplu, să. să... Gândește-te la cea mai scandaloasă pe Sprezi. care nu trebuie să o detaliezi, de să devoalez identitatea fraților tăi. Eu pot să spun despre mine că sunt mason, dar nu pot să spun despre Mihai, iar dacă o spun, aduc o atingere gravă unui principiu de bază al ceea ce înseamnă discreția ordinului. Da, Ionel n-a decât să spun el, el poate să ia să șină și spune eu sunt perfect super tare, el e așa că tare. Sau să aduci acuzații și, din păcate, istoria consemnează să aduce acuzații speculative ordine a ceea ce se întâmplă aici. Să faci afirmații total neadevărate. Făcând parte din ordine. Făcând parte din ordine. Absolut. Da, na, nu. da. Cu bucurie spun totuși că în anii ăștia de 20 și ceva de ani n-am văzut în, în, în structurile în care eu am lucrat, locale, da. n-am avut asemenea situații. Există vreo poveste legată de alte acte de trădare în masoneria din România de-a lungul istoriei? Deci trădarea în frate de -a nostru a avut o planșă pe chestiunea asta, trădarea, o primă parte din punct de vedere filozofic. Trădarea ca instituție. Interesant, da, da, foarte Da, da, da. Îmi place asta cu trădarea care da, 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 De multe puncte de vedere. Vreo 30 de pagini lucrarea lui, dar o optică. Dar că zic asta, suntem un popor care are cultul trădării. Da, dar nu suntem nici primii, nici ultimii, ca să zic așa. Bă... Nu, 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 stai să explic da. și asta. De ce? Pentru că în perioada în care, în comunism, masoneria din România a fost sub. ai folosit o expresie foarte elegantă asta vara. A fost sub adormire, dar flăcările au rămas aprinse. Da, da, așa. Să vreau să-mi explici chestia asta. Dar Normal da. va chestii în cap. Da, da. Așa. Ce, ce memorie ai, te felicit. asta unul la mână. Măi, noi avem instituția trădării adânc inoculată în sânge ci în însă și esența noastră. Gândește-te că pe vremea comunismului, în aia 45 de ani, cu precădere spre ultimii 25, era o practică frecventă în a semna hârtii în josul paginii, iar în susul paginii, în a descrie în detaliu ce face vârtul, da. da. vecină tu, da. măta da. și tot așa. Motiv pentru care au fost și niște abuzuri din partea securității destul de grave. Mm. No, actul trădării per se, nici măcar nu vorbim de trădarea ca și concept filozofic, vorbim de actul trădării literalmente de actul trădării, de cea mai josnică formă de trădare, da. datul în gât. Nu, ne-a intrat trădarea în sânge. Mă îndoiesc că nu s-au întâmplat acte de trădare în rândurile masoneriei autohtone. -au Motiv întâm... pentru care și colegul, colegul a și făcut bordul respectiv. Da, s-au întâmplat, se întâmplă și probabil să vor mai întâmpla, dar avem un mare antidot, adică avem un antidot care nu dă greș niciodată nu facem ilegalități, nu ne este rușine de ceea ce facem, nu ne deranjează dacă ar ajunge în spațiu public ceea ce discutăm în lojă, nu faci prostii, n-am de ce să-mi fie frică. Păi, poate părea atât de simplu, dar chiar atâta. Asta e filozofia noastră și noi suntem o structură totuși încercată la nivel național, ca așa a fost să fie istoria. Nu ne ocupăm de prostii, n avem probleme. Asta nu înseamnă că noi, prin comportamentul nostru, putem sparge toate legendele și miturile care s-au construit de-a lungul timpului, nu legătură cu structura locală, legătură cu masoneria în general, că acolo e o altă poveste. Sunt politici politici chiar politici structurate. Tocmai tu ai spus de adolescenții care confundă cu iluminate. Da, adevărat, adevărat. Dar, repet, foarte punctual, răspund, nu ne ocupăm de prostii, facem cu dragoste și cu responsabilitate ceea ce facem, Bine, mă, și ce, ce să-mi Că am vorbit despre trădare la ultima ținută. Bine, am vorbit despre trădare. Ce au vorbit? O vorbit eu nică despre trădare. Bine, perfect. No, bun, și? Și? Ce am făcut? Și atunci da. n-ar putea unul din oamenii care se uită la noi acum să da. Dar de ce nu faceți, domnul, ședințele alea publice să vedem și noi? Pentru că aici... O să dau o explic... și e perfect normală întrebarea asta. Da, da o să înțeleg, da, da, e Dar mare, răspunsul că, meu nu va fi înțeles sunt sigur că nu va fi înțeles de mulți și nici Aici eu nu am să dau toate argumentele, toate elementele ca să fie înțeles. Nu poți? E taină. Am. No, okay. George, nu, nu e un secret, e taină. Sunt unele lucruri care nu trebuie spuse. Sunt total la acord. Pur și simplu nu trebuie spuse. Am o vacanță în și pe care nu... Și, 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 și ca atare ne asumăm aceste limite. Nu le spun, nu le discutăm. Sunt unele lucruri care nu le punem pe masa publică. Nu se să pună, nu-i locul lor acolo, și nu le punem. Chestiuni de bucătărie internă, ca să fim eleganți. E de înaltă spiritualitate. Ok, ăsta tot timpul în subiect. Sensibil. Îi de înaltă spiritualitate. Uite, în Înțeleg spatele nostru ce, În da. spatele nostru este scaunul maestrului venerabil, cel care conduce loja. La instalarea lui nu pot participa decât cei care au condus odată loja. Poți să fii maestru mason de 100 de ani. Dacă n-ai condus loja, nu poți participa la instalarea lui. Sunt niște taine specifice lucrurilor. Nu poți să pui totul pe masă. În general, nu vorbesc doar de masenărie. Sunt unire lucruri care necesită să rămână în taină lor. Ăsta e unul dintre ele. Total de acord. Ăla e unul dintre ele. Nu pot să știi, nu ne putem dezvolta în public de dragul ca să fim înțeleși și să spunem, nu avem niciun secret. Și vă spunem, nu avem secrete. Dar avem taine care spun că nu e bine să te dezbaci în public, că nu e bine să bravezi cu goriciunea ta și că există un ceas și o vreme a tuturor. Știi ce zic? Nu. No. Și punct. Și atunci ziceți, da, aveți secrete. Înțelegeți ce vreți. E genul de om în care spune până aici. Genul de, de discuții la care spuneam până aici. Aici nu mai, gata, sunt blocat. Nu, eu sunt un mare... Știu cum mă înțelegi, eu știu că tu mă înțelegi. Perfect, adică da. eu sunt un propovăduitor al trasului de linie și al pusului de bariere da, și da, 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 uh, nivele ale permisivului în arealul personal. Înțeleg perfect. Și Dar știi de unde, vine, de unde vine chestia asta? Uite, asta pot să o spun și poate e sănătoasă vine de la genul de relații și experiențe pe care o avem pe verticală. Se spune, și mă rog, în fiecare zi, ferește-mă de întrebările nefolositoare. Ferește-mă de întrebările nefolositoare. Unii sau nu sunt de acord cu mine că spune, noi căutăm adevărul cu orice preț. Dar există o decență și o măsură în curiozitatea noastră, care noi în masonerie, dacă bine mă amintesc, azi vară ți-am spus-o, ne o aducem aminte prin deschiderea la maxim 90 de grade a compasului. Noi suntem curioși față de creația Tatălui Ceres, față de miracolul, față de, eu știu, măreția creației lui. Și suntem curioși să înțelegem cât mai mult din acea creație. Dar știm că nu trebuie să forțăm unele bariere. Și asta ne aducem aminte prin compasul deschis la maximum 90 de grade. Nu forțăm. Da, nu forțăm lucrurile. Nu forțăm lucrurile. Știi? Simbolistica a fi în relația pe orizontală și, și pe, pe verticală. verticală pentru că important. aduți aminte că dacă depășești 90 de grade tinți spre poziția ca acel compas să devină o linie. Punct. anulat efectul. Mă opresc aici la interpretarea simbolică. Deci sunt zone care sunt taine. Și punct. Și nu trebuie discutate, nu. pur și simplu. Nu. Cu riscul de a fi înțeles greșit sau chiar de a fi speculat pe marginea lor. Hai să sintetizăm foarte puțin, mai ales în ceea ce privește relația pe verticală și chestiuni care țin de spiritualitate și experiența fiecărui individ într-un anumit context. Contextul întâmplător aici fiind masoneria regulară, exact cum spuneam Bun. Sunt unele experiențe sau unele lucruri pe care nu poți să le înțelegi în adevărata dimensiune decât dacă treci prin ele. Și atunci, dacă ai trecut prin ele, mâi sunt ca pușca și marin care când se văd, deși nu s-au întâlnit niciodată până în momentul ăla, îți spun unul altuia sempre fai. Prietene, așa este și în masonerie. Ca, ca să mă înțeleg. Asta zic că înțeleg. Așa, a, domne, așa este și în masonerie. Dincolo de prezumția de bună intenție și de om liber și de bun învorabil predispus la învățătură, pe care te văd prima dată, nu te-am văzut până acum, știi? Uh, nivelul de înțelegere și de profunzime iese imediat la suprafață. Atâta doar când noi, într-o asemenea situație, nu suntem competitivi. Eu nu vreau să-ți demonstrez ție cât știu, știi ce zic? Dar sunt dispus să-ți ofer totul spre a crește tu. Și mă aștept ca și tu faci la fel, să faci la fel cât mă privește. Să intrăm în această conversație de la un nivel de respect reciproc. Mă bucur să te văd crescând. Eu mă pregătesc pentru adormire. Elefantul în cimitir că eu știu înțelepciunea și tainele pe care le să pentru că viața mă poate aduce o legumă. Mă poate aduce să uit loja din care am făcut parte 50 de ani și ce plan și-am ținut pasă 50 de ani. Dar nu sunt supărat pe viață, nu sunt supărat pe divinitate. Sunt bucuros și sper să am parte de dragostea fraților care mă vor însoți în acele vremuri. Înțelegi? Am înțeles, Nu, ne luptăm cu, nu ne luptăm cu nemurirea în sensul fizic, chiar dacă credem în nemurirea sufletului. Dar nu ne leptăm cu viața, nu ne leptăm cu Dumnezeu. Într-un asemenea spațiu de dragoste frățească, noi înțelegem să trăim și ne înțelegem viața astfel. Bucurându-ne de entuziasmul tinilor, bucurându-ne de maturitatea și de experiența pe care o acumulează calfele și bucurându-ne de lucruri cu înțelepciunea pe care o acumulează mai este variabile, pe exemplu, sau mai aflați la un nivel de experiență și de pricepere. Dar să nu schimbă cu nimic soarta. Și noi murim. Și noi ne uscăm Știi? Dar vrem, sperăm să o facem într-un mediu frumos, de dragoste. Am avut, eu am avut posibilitatea să nu o spun în teorie. Când a fost inițiat în 1998, aveam vecin de, 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 adică de, scaun în lojă, om care a făcut să e șapte ani pușcărie și pentru că a fost mason, deși nu a fost conant pentru că era mason. Și dacă este să mă aduc vreodată, vreodată sau dacă am să o, o, referință imediată când vorbesc des, des, despre, despre la, la fratele Nin, nu mă gândesc. Avea atunci 82 de ani. Eu veneam de făceam naveta de cel puțin două ori pe lună și îmi spunea Dacian, ți-am pregătit o, o supă de pui. Și eu, deși puteam să mănânc mai continental și puteam să mă duc cu ce vreau, unde vreau, băi, mă duceam să mănânc supă de pui fratele lui Nino, că uite, mă chemai cu emoție și dea un sfert în București cu troleibuzul ca să de dragostea alături de el. Și îmi făcea supa, el era, în, 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 în să soția, stătea singur și făcea supă de pui. Și la un moment de părtășie, nu vorbeam despre câte lună și în stele, știi? Și mergeam. Zmerenie. asta e. Înțelegi? Și asta o da la rândul meu. Pentru ăștia care-s tineri astăzi. Ca și bine să fie. Înțelegi? Asta-i dragoste frățească. Supa de pui. Supa de pui al fratele Ninu. Îmbrăcat modest. Ce scaune cu catifia. Păscânduri de lemn. -un, în camera unui apartament după Teodor Speranția. Înțelegi? De acolo am în început. Așa se scrie istoria. Și vrem să o scriem frumos. Era o mână de oameni în toată România. Da. Și asta e masoneria. Într-un mod ideal ar trebui să se termine aici. Probabil. Doar că... Mai sunt niște întrebări. Și vreau să te scot un pic din starea asta ușor yes. melancolică. Da, sigur. Ai mai zis o chestie care mi s-a părut. Bine, știu că pare că țin uman acum, dar chiar vreau să-l scot. Înțeleg exact. Da, e ce regulă vreau să zic. E regulă, uh, Ai mai zis o chestie care mi s-a părut foarte bună și am zis că vreau să o discutăm. Mm. Masoneria niciodată n-a generat simbolistică. Da, adevărat. Nu există niciun element simbolic care să fie specific masoneriei și doar masoneriei. Sau să spun altceva, nu avem pretenția că suntem creatori prin esența noastră. Recunoaștem că ne-am aplicat cu interes asupra simbolurilor generate de alții, folosite de alții și probabil am încercat să le aprofundăm înțelesului sau să le dăm noi înțelesuri chestiunea asta că n-am generat masonerie eu știu, dacă nu fi fost un frate în lumea asta care s-a gândit el să facă altcumva cheru și compasul, dar nu, nu am generat-o noi, știi ce zic? Nu, n-am generat-o noi. Nu am auzit și n-am citit nicio carte serioasă sau niciun eu știu, cercetător masonic care să zice, am descoperit că ochiul tot văzător a fost creat de masonerie. că nu a fost creat, dar n-avem pretenția asta știi? în schimb că suntem un ordin profund simbolic, da, asta da, evident, da evident, da de la albastru pe care vezi că ne înconjoară, care pentru noi este cel Bravo! Așa, exact, da? exact, absolut. De la ochiul tot văzător, care, într-adevăr, considerăm că există ceva supraordonat nou, care are puterea de a vedea tot un cer și pe pământ, are puterea de a interveni, este un actor prezent aici, nu? În spiritul obsesiei relației pe verticală. Fără ală. Absolut. Așa. Zodiile. Nu le vedeți? Adică, da, da. sunt. Uh... Uh cerul e înstelat, vă descriu exact restul sălii pe care nu vedeți în filmare, că cerul înstelat sunt zodiile, da, da. care sunt, sunt cele 12 zodii. Stai Așa, zim, spunem. Stai un pic, că mi se pare că e, o, e ceva modificat. Din, de, de azi az vară nu, de azi nu este nimic modificat, tot așa de e. De vară nu e, dar e ceva modificat în reprezentarea zodilor sau nu sunt eu Acum trebuie să, spunem, să spun un lucru până să tragi concluzii. <sus> Acest templu, în mod intenționat, nu are, nu este dotat cu tot ceea ce trebuie. Unul la unul, normal, asta Nu, 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 nu. nu, nu, că nu în mod intenționat nu s-a dorit ha. mobilarea cu tot ceea ce trebuie și, după cum sunt unele simbole așezate greșit, trebuie să știi chestiunea asta. A fost considerat la momentul lui ca o prudență cât privește generarea sacului în acest templu, pe de -o parte. Pe de altă parte, zodiile, masonii nu cred în zodii, și unii sunt pasionați de cercetarea zodilor. Pentru noi, zodiile sunt niște indicatoare lăsate de Tatăl Ceresc cât privește o cadență a timpului. Spre exemplu, noi intrăm în vacanță în sosițiu de vară. Ca așa o rândui Tatăl Ceresc și începem să lucrăm în sosițiu de toamnă. Ca așa o lăsat Tatăl Ceresc. Nu ne opunem. Ele ne aduc aminte că există o cadență și un ceas al vremurilor de Tatăl Ceresc hotărâte. Și ne, ne, ne arată că el este în continuare interesat de creația lui, și mai mult decât atât, ne dă niște indicatoare, un ajutor simbolic. Un factor de predictibilitate. Pentru noi înseamnă fel. să ne aduce aminte mereu să păstrăm relația deschisă, funcțională, activă și dinamică cu Tatăl Ceresc Asta e esența. Una dintre, unul dintre înțelesele importante ale zodilor. Le mai găsești în camera de reflexie și camera de chipzuință, Capricornul racu, balanța și berbecul. Dar cu alte înțelesuri. Cum spuneam la berbec, sub formă de cifre 69, șasele este expresia pământescului dintre noi, acelor, a, acelei forme, acelei perspective pline de fiziologic și de nevoi de felul ăsta și nouă este aspirația noastră interioară, nu? Mișcarea sufletului, dinamica lui, căutarea lui, ascensiunea de dorit, știi? Berbecus, pe exemplu, este, o, este, o, este o, un, o zodie de acțiune, o zodie de implicare efectivă, de concret, de făcut, da, după cum balanța este o zonă care îți aduce aminte mereu să fii ponderat, să analizezi, să, să, să nu te pripești, să nu te lași condus de instincte și porniri, știi? Dar în felul ăsta le interpretăm. Știi, într o asemenea sens ca indicatoare. Ar fi greșit să înțeleagă ascultătorii noștri că masonii cred în zodii, că nu e corect. Dar unii dintre noi sunt pasionați de zodi și de alte chestiuni ce țin de... Nu înțeles, n-am zis asta, dar bine... Nu, nu, doar, am subliniat. Sunt crinii da. din marginea coloanelor... Semn al purității. Semn purității. Dar știi de ce? Pentru că iarăși este relația obsesă orizontală verticală Aici, dacă ar fi să fie tot amenajat, ar fi planul... planșa mozaicată, alb și negru, alb și negru, natura noastră umană, zbaterile noastre din interiorul nostru, legătura noastră, iar zic, cu, fiziologicul, pe de altă parte este drumul nostru spre, spre celest, drumul nostru spre celest reprezentat prin aceste coloane crinii au înțelesul de condiția purității nu poți să construiești o relație veritabilă cu creatorul în drumul tău de ascensional dacă nu mergi cu inima curată, total curată fără secrete, fără fățernicii nu, nu se poate Ei, nu, nu se poate și să aducem aminte mereu uitându-te la crinii respectiv. Ne mai ducem aminte în cadrul logilor și că atunci când punem mânușile albe, ca semn al purității, încercăm să ne manifestăm față de noi cu o inimă sinceră, cu o inimă deschisă, cu o inimă care nu are ascunzișuri, care nu e bântuită de minciuni și de lașitate. Știi? Să ne întoarcem un pic la designul exterior, că ai zis că mai mult sau mai puțin da. uh, alcătuirea exterioară a unui templu masonic da are trimiteri către Templul Solului. Asta este este originea de acolo și a inspirația. Altă chestie pe care am observat-o este că niciodată da. templul da. nu este la nivelul solului. Observația absolut corectă. Și și, și la toate fotografiile la care m-am uitat la felul de templuri masonice. Așa este. Niciunul nu este direct pe pământ. Așa este. Tot timpul trepte. Așa Are asta. legătură cu, tot, cu, cu, ca simbolistică... Cu ascensionalul. Cu ascensionalul. Cu ascensională. Pe da, pentru că templul în sine delimitează două spații. Cum am discutat cu tine azi vară. Delimitează spațiul profan, acolo unde și noi și tu ne trăim marea majoritate a timpului. care jos? care jos? Acolo la, la semafor, unde ne facem cumpărături, ne ducem copii, ne aducem copii, știi tu, lucruri de genul ăsta, de, de felul ăsta. Și mai apoi, spațiul sacru. Deși N-ar fi corect ca ascultătorii noștri să înțeleagă că un templu masonic este o biserică. Masoneria nu este o religie și templul nu este o biserică. Dar simbolic, el este expresia unui plan ascensional. De la nivelul ăla de jos, ăsta comun, în care ne mișcăm cei mai mulți dintre noi, intrăm într-un spațiu care își propune o ascensiune. E adevărat, interioară din punct de vedere simbolistic, dar arată și, dacă vrei tu, arhitecturală. Confuzează un pic inclusiv terminologia, care este de natură religioasă, adică totul se da. numește templu. Fără îndoială, Sigur, că sunt nuanțe. Înțelegi de ce există Sigur că da, dar percepția asta Nu, nu, nu judec și oameni. Nu nu, greșesc, nu văd o greșeală dacă să fac aceste fine confuzii sau chiar greșeli. Nu, nu e niciun fel de problemă. Ba mai mult decât atât, îți dau puțin apă la moară spunând că sunt unii frați dintre noi, obsedați masonic, nu e cuvântul potrivit, dar hai să zic așa, care mai, mai, mai care ar face masoneria o religie. Știi ce zic? Dar noi nu mântim suflete. A existat vreodată discuția asta se? Nu, 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 în mod serios nu, dar să-ți dau un exemplu. Nu, 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 a, a, la modul cel mai serios. A avut pe parcursul existenței ei masoneria a, un moment în care a vrut să devină religie sau s-a discutat să Eu devină Eu nu știu ce religie. a fost Din în ce capul tu? fraților pe parcursul suturilor și miilor de ani, dar pot să spun că și la ora actuală, dacă familia unui frate decedat Acceptă sau, din potrivă, cere sau consideră ca frații masoni, cu ocazia serviciului de înmormântare sau după serviciul de înmormântare, să aducă, eu știu, ritualul masonic specific plecării la Marile Orient sau în Orientul Etern, cum spunem noi, se poate face. Există un ritual, dar nu facem minuni acolo. Noi nu facem... Am înțeles, da? E o chestiune da, da. simbolică în care noi ne exprimăm durerea, cum spunem noi, gelim, 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 cu privire la plecarea în, spre Orientul Etern a unui frate. Asta nu e religie, să nu mă înțelegi greșit. Nu, nu face deci nimic. Ca să o lămurim, din ce am înțeles eu și de aceea am pas să o confirme sau să o infirme. Nu există nicio conotație mistică, ezoterism, nici atâta, este doar simbolism. Uh, o precizare, un ezoterism există, dar să nu mă înțelegi greșit, un ezoterism speculativ. E îmi place de tine. Nu? Putem discuta pe subiectul masonerii? Da, <laughs> da, da, văzut. Da, 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 personal, personal. Ei. În continuare nu-mi doresc să intru. Da, dar da, 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 înțeles, da, să o, s -o da, spun da. cu dragoste, nu ca să da, fac așa, știu, o imagine bună. Să nu fiu un pericol. dar mi-o spune cu dragoste frățească, că înseamnă că atunci am fost convertit deja. Așa, zi a, a, E un ordin profund simbolic, fără îndeală că suntem da, da, în chestia respectivă. Da, da. Și atunci când vorbește ezoterism multe nuanțe și culori, vorbiți de o preocupare spre spiritualitate văzută și nevăzută. Știi ce zic? Nu încercăm să fim fățarnici. La noi poți găsi și grăunțe de filozofie, dacă ei în origini găsești și alchimia veche, găsești și învățături cabalistice, găsești și elemente de morală înaltă. Dar asta nu le transformăm într-o dogmă și o doctrină că eu sunt neoprotestant, pe exemplu, și îmi văd credința mea și mă rog în felul în care mă rog și am toată dragostea pentru fratele musulman care se roagă în felul lui, nu ne desconsiderăm, nu suntem într-un gen de competiție. Mie mă interesează să văd că tu crești frumos în credința ta, să văd că radiezi în jurul tău, că faci bine. Și pornesc că și tu te bucur dacă vezi lucrul ăsta în, în mine, știi ce zic. Și faptul că putem sta la o masă fără să ne scoatem ochii uh, cu capul pe umeri, atenți, cu reverență și cu dragoste frățească, eu cred că e un lucru sănătos. Acum, ce vrei să fac? Să ne împușcăm în cap fiecare că, 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 că punem macetul? Păi nu, păi, nu că sunt, iartă mă că sunt unii care văd lucrurile așa. București nu între masoni, da. da Vreți să zic o chestie da. care e un... Am eu un decalog personal, așa. așa. Mai apar da. reguli, mai dispar. Da, Asta da, e da, că da. și eu sunt... Și tu ești... Trebuie să te umblătoare în da. Bun. Uh, doar idioții au certitudini. Da, așa este. Doar idioții au certitudini. Păi, prieten, Mulțumesc dacă... lui Dumnezeu că mi-a dat minte să fiu flexibil. Până în dreptul meu. Conform propriului calapot moral și intelectual nu da. mă poziționez în niciun fel, dar mi-a dat Dumnezeu minte atât cât trebuie, cât să n-am certitudine. Mă bucur că realizez de unde îți vine mintea respectivă, fi recunoscător și roagă să păi rămâne... Păi conform apere. educației mele acum, Dai, nu asta zic. Iar zic, dacă o placezi cu onestitate și accept, noi spunem, Dai, toată înțelepciunea și priceperea este la Dumnezeu. De asta, pe exemplu, nu este un secret, în templu avem un simbol specific care este înțelepciunea. Înțelepciunea. Și sunt, iată, numai uitându-te în Vechiul Testament și vezi când cineva e cerul lui Dumnezeu ce să-ți dea, cu ce să-ți dau noi, pasta să dăm înțelepciune. Da, un mason cu capul pe urme, cere în mod constant înțelepciune și pricepere de la mare arhitect al Universului. Clar. Clar. Era asta ce înseamnă înainte de a o cere? Înseamnă că conștientizez că el o deține, Înseamnă că conștiențezi că ai o relație cu el, înseamnă că ai o relație de dependență cu el, înseamnă că ai o relație de nevoie față de el și înseamnă că te placezi, noi spunem înțelept, potrivit, în dinamica vieții unui om. Vorba ta, o treisite în vânt, un abur care sufli puțin și piere. Vă de vânt, n-a zis. Absolut, așa este. Da, absolut, absolut, așa este. Altă chestiune care mă. Uh, Mă chinuia pe mine un pic. Am, am, am plecat acum în. Mă tot gândesc la, la treaba asta a relației pe verticală și mm. în tot vin, în tot vin, în tot vin. Dar. Um, hai să facem un scurt istoric al masoneriei din România, la modul cel mai serios. Că mi se pare că cel puțin uh, varianta uh, Dacian Paladi. Pentru că exact cum ai zis, probabil că dacă vorbesc cu altcineva. O să spun pun altundeva accentele. O să-mi pun altundeva Posibil. accentele. Adică. Și nu o să fac un secret cu asta. Da. Uh, din asta. Am vorbit cu un prieten din București care este evreu mason. Uh -huh. Și noi am spus că am vorbit noi. Da. Și am zis, băi, fă un scurt istoric. Și exact asta a făcut. Cumva a punctat în mare cam acel. Da, accentul a căzut în cu totul altă parte. Stăteam și mă uitam în cealaltă sală, da. majoritatea actelor constituente ale masoneriei, ale logei da. din Oradea, sunt în limba maghiară. Da. Tu mi-ai spus că până în 1921 pic... Da, în 20 nu erau români în structura. Nu erau români în structura masonică. În 1876, dacă îți mai duci aminte, undeva în 29 octombrie, a fost, a luat naștere loja regile Ladislau la vremea respectivă, după cum știa aici nu era România, ți-am zis, era da. structura dualistă. Există o ștampilă în arhivele marilor simbolice a Ungariei care poate fi prin sine o dovadă că ar fi existat înainte de 1876 o lojă în Oradea, dar nu e susținută de niciun document, doar o ștampilă. Știi? Când a luat naștere loja din Oradea 1876 cu ajutorul faților de la Dior din Budapesta, uh, au fost inițiați și au fost ridicați pe repede înainte 15 frați, 14 evrei și un maghiar. Avem lista, nu avem noi, avem într-o lucrare a unui cercetător maghiar care nu este mason. Și asta a fost la jurată în A avut o dinamică interesantă, au ajuns la 46 de frați, la 56, la 82, la 100, s-au splitat, au intrat în adormire de câteva ori, vremurile așa au fost, în 1912, din loja regelei Ladislau, au roit, cum spunem noi, numărul de 18 frați și au creat o a doua lojă, deja Bihor sau Bihorul. Și am în două lojile astea, sub amprenta timpului, știi că au venit primul război mondial, aici s-a intrat în război, primul război mondial în 1914 cu nu, Imperiul Austro-Ungar, România de peste Capația abia în 1916 și au fost tot felul de intermitențe și adevărat, uh, dacă în 1918 noi avem actul România și așa mai departe, administrativ și oarecum complet s-a împlinit pe undeva prin martie 1920 tot procesul. În 1920, loja regele Ladislau vinde acest templu la două persoane, nu avem informații să fi fost masoni. Și banii sunt dați spre păstare bisericii reformate de aici, cu precizarea că dacă timp de 32 de ani ei nu vor fi revendicați, să rămână bisericii. Nu s-a întâmplat așa pentru că 9 ani mai târziu, pentru scurtă vreme, în 1929, loja regile Ladislau a început să lucreze pentru scurtă vreme, tot sub autoritatea marilor simbolice a Ungariei. Între timp, în 1920, în Oradea a luat naștere loja Emanuel Goșdu, în care de data asta făceau parte și români. Dar sub autoritatea Marilor Naționale a României, o structură care a luat naștere și a luat ființă în 1880. Constantin Moroi, primul mare maestru, capitan în armata regală, apropo de istorie. Știi? Mai apoi, istoria a continuat cu. A, a fost strâns legată de dinamica vremurilor. În 1937, Jean Pangal, cum s am spus și eu la un moment dat, a semnat un acord cu Carol al ii și, mă și a încetat activitatea. Sunt foarte multe discuții aici legate de. de, de motiv. Da, foarte multe discuții. Da, mai apoi, Jean-Paul okay. Franța. Care se vehiculează a fi motivele intrării în adormire? Păi, uite că. Să spun. Pentru că ăsta, ăsta a fost termenul folosit da, literalmente da. în act. Unii un, 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 un spun îi în felul următor, zice, domnule Jean-Pangal era suprem mare comandor la Discuția anti și acceptat și el putea să semneze doar pentru structura masonică pe care el o reprezenta, intrarea în adormire, și nu avea nicio putere să semneze în numele a două, trei structuri masonice naționale care existau la vremea respectivă pe teritoriul României. Dar regile calor, dictatură, au aplicat chestiunea față de toți, știi? Că așa a fost. Mai apoi, zburând în timp, au venit, iar și făcând o paralelă, în 1919 vin comuniștii la putere în Ungaria, interzic masoneria și interzic păstă tot, da, iar și mai departe, vin anii 1945, 46, 47, 48, comunismul nu a interzis masoneria, a existat un decret în care s-a spus că deocamdată masonii trebuie să depună toate eforturile pentru edificarea noii societăți. Știi ce zic? Deci da. masoneria trebuia să pună umorul la construcția socialismului. E, cu alte exact, cufie. da, 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 de, Toată da, țara da. construia socialismul și masoneria. Dar de la impact fel. au fost acțiunile a. subterane în care eu băga la pușcărie pe câțiva, că asta e, niciunul condamnat pentru că a fost mason. Pentru tot felul de chestii aferente profesiei lor de regulă. Că era medic, că era avocat și așa mai departe. Și acum depinde pe cine întrebe apropo de istorie. Unii vor spune, coloanele au rămas verticale, lumina a fost aprinsă neîntrerupt pe teritoriul României, că cu toate că era instalat comunismul, masonii continuau să lucreze atâta cât reușeau să lucreze, iar alții zice nu, e adevărat, singura masonerie românească care a lucrat în perioada respectivă a fost, a fost masonii plecați în exil, în exil în afara României. Acum eu am avut privilegiul să cunosc o parte dintre supraviețuitori acelor vremuri. Mărturisesc că eram încă suficient de tânăr și n-am știut și nu cunoșteam atâtea, nu m-am dumirit prin viu grai să-mi spună mie, am lucrat, am, ținut, am, avut ținută masonică în timpul comuniștilor. Nu. Dar am citit, în schimb, literatura care a fost generată pe baza declarațiilor luate de alții. Și acolo lucrurile sunt destul de alambicate. Unii spun că se întâlneau chiar și simbolic în temirce cameră, dar cei mai mulți spuneau că nu n n au reușit să să, să, să lucreze masonic, exceptându-i pe cei care erau în exil și care, după 1989, au reînceput să apară sub diverse forme. Istoria masoneriei e destul de sofisticată pentru că nu-i vorbești de o singură entitate. Existau pe teritoriul României, ca de altfel pe teritoriul altor state, mai multe structuri care, la un moment dat, își disputau întâietatea. România a fost un teren nou după 1989 și mai multe pfuh, ordine, din afara României au încercat să, să să planteze aici structura masoneriei. Până la urmă s-a întâmplat în ianuarie 1993 cu ajutorul și susținerea Mariului Orient al Italiei și cu prezența unor delegați observatori din, din Statele Unite. Pentru că, iar zic, tindai să se construiască o structură regulară care să fie recunoscută. Odată realizată chestia asta, lucrurile nu s-au rezolvat de la sine, au fost nevoie de mulți ani și de multă muncă administrativă, ritualistică și de tot felul a masonilor români ca să convingă mari de puteri masonice ale lumii că lucrăm așa cum trebuie, că suntem să fim frați, juci și perfecți, în bună regulă ca și structură și este rezultatul muncii sutelor și milor de frați masoni care au reușit să obțină recunoașterea Marilor loși mama lumii, marea loja unită a Angliei și toate puterile masonice europene și mondiale. De altfel, acum, structura din care fac parte, prin reprezentanții săi, are mai mult decât o onorantă poziție la nivelul Confederației Structurii Mondiale a Marilor Loji Masonice din lume, cum spuneam. Bun. Un comunism e o singură chestie legată de percepția asupra masoneriei. Nu știu dacă știi, dar la un moment dat, Că de asta spun, a vrut vreodată masoneria să se poziționeze ca fiind religie pentru că... Nu avem nicio, un episod istoric marcat în sensul ăsta. Ce l-a fi trecut în schimb în cap, unora nu explodă. Ci din comunism efectiv au tratat la un moment dat masoneria ca pe o religie. Și mi se pare că sunt și niște acte scrise pe undeva prin 70, dacă nu mă înșel. Dar trebuie să cauți să să-ți trimite exact ca să uh, vezi. George în știu. care se, se fac referiri la uh, masoneria din România ca fiind o religie. Acum, cine are puterea face religie? Știi cum se spune? Ea, un regim totalitar cum a fost și cel comunist își permite să facă orice fel de afirmații. Da. Dar, dar știi la că cât? ai o perioadă în care uh, nu știu cât de mult știu, dar în România da. a apărut sără tot felul de secte de impostori, tot felul de secte religioase. Adică Partidul comunist a dus un război și a avut o luptă reală, păi la... pe lângă creștinism, da, care e sigură. foarte clar că au dărâmat da. bisericile, da. cu tot felul de secte religioase aporte peste noapte. Păi, e, George, dacă eu la 53-54 de ani, eu am prins perioada, eu știu, culturii sectelor în societatea în care eu am copilărit, da. sectele erau reprezentate în special de neoprotestanții de astăzi. Penticostalii, baptiști, adventiști de ziua șaptea, nazarini, erau considerate secte. Era recomandat să ții distanța față de ei și erau priviți cu suspiciune. Că să roagă cui, că fac tot felul de mătănii. Știi? Depinde pe cine asculți că sunt agenturi străine, că își fac americanii lobby în spațiu comunist. Că... Asta zic pentru ăștia mici, expresia agenturile străine era iconică pe vremea aceea. Tu da. știi foarte bine și da, avea Ceaușescu da, da. expresia, adică felul lui, da o pronunța, agenturile străine, a știi? adică da. da. Practic era vina tuturor, deci cum acum pentru toate rele din societatea românească devină trapu? atunci erau agenturile străine. Da, da, aici trebuie să spun, așa că sunt un pasionat cititor al, al istoriei, a, în istorie nu există autoritate morală absolută. Uite asta că... Ba, au fost unii, dar... Bine, acum pot să pretindă și eu, pot să pretind orice și tu, da. Exact, da. Aia. Dar istoria arată că, eu știu, lăcomia, invidia lucrurile abscunse, le sunt specifice tuturor, mari sau mici, puteri cu tradiție sau mai tinere, știi? Deci n-aș vrea să creadă oamenii că există în istorie doar sfinți și păcătoși. Există amestecuri de comportamente și de abordări în bucătăria fiecăruia, fie că e mare, fie că e mic, fie că e cu vechime sau fie că e tânăr stat, știi? Vrea să Iar din punctul de vedere oamenii politici, structurile poliției aproape indiferent de culoarea lor, dorința lor de a obține puterea, de a conserva puterea, nu și de a, sau așa, de a o păstra, sunt dispuși să manipuleze și să altereze conform propriilor interese temerce percepții colective asupra temirce structuri sau substructuri. Nici masoneria nu scapă, și dacă mă întreb pe mine, chiar și astăzi, sau sper să n-am dreptate, masoneria poate fi folosită de unii și de alții ca și structură de decon social. De ce merge rău, de ce se întâmplă lucrurile pentru că masonii fac și desfac. Iar uh, perioada propice mișcărilor uh, defect naționaliste și patriotice, în sensul bolnav al cuvântului, uh, cum să spun eu, pot fi de natură alerta oarecum vechea colectivă și a masonilor, că acum noi vorbim și tu o să transmis chestia asta la momentul potrivit și o să mergi în dar poate o să mergi pe stat și asta e masonul, îmi dă una în cap și și pe aceea își de seama ce s-a întâmplat. Adică suntem conștienți de chestia asta și nu credem că, că istoria s-a rezolvat și rănile s-au vindecat. Nu, din potrivă. Adică sună bine așa, dar eu sunt conștient că dă unul în cap, așa că, că am văzut da, am înțeles, am știi? înțeles. Adică eu și eu la rândul meu sunt conștient riscului căruia cumva te-ai expus făcând inclusiv filmarea asta. Da, este Pentru că faptul conștine. că am intrat și eu pe un lung și al uh, suspiciunilor legate de propria în persoană. Aha. E a, ai dat masoni. cu masonii. Acum, dacă ceva ceva va merge bine, să datorează nouă. A, bă, 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 am făcut ca, domnul... și, ca, să știi și tu de unde vine. Am făcut cu domnul Bolojan, așa. a apărut un site de, asta de jurnalist pe genunchi, Așa. Te-a plătit? A, da, 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 n-am știut, da, uh, yeah. da, da. Te-a plătit? Nu, nu m-a plătit. Da, e. Ai înțeles? Da, da. Am un parteneriat comercial cu Ordinul da, Arhitecților, sunt nicio formă cu primăria sau. Nu, ai înțeles? Organizația D de județ, bine. dacă într-un oraș ca și Oradea, e adevărat că nu ieri, alaltieri altierii. Până în urmă cu câțiva ani, când era vreo manifestare publică, socio-publică, te mirce, noi nu prea aveam tradiția asta cu ieșit un străzi, dar chiar și în puținul puțin aceea... Mi-a plăcut că la colectiv atunci s-a ieșit și s-a ieșit. Da, da, venea pentru... câte unul sau unul sau una, că erau fotografiile jurnaliștilor care zicea jos masoneria. Chiar și aici, în oraș, din colțul străierii, adică ai înțeles? Acolo cred că e și un pic de ceea ce zic copii trolling, un pic. Acolo e și a. Ca idee, știi ce zic? Da, da. Da, nu era vremea neapărat a Facebook-ului, dar apără un jos masonerii. Asta, da, asta cu masoneria nu cred că era o abordare serioasă, inclusiv Sperem, speram, acum... din Doar... partea purtătorului pancartei. Doar am luat asta. act, știi ce zic, că. Mă rog, n -am dar a fost scandal când s-a deschis aici a, uh, muzeul masoneriei. Nu au fost presiuni locale, n-a fost, adică... Nu a fost, fost noi am fost, eu n-am fost mirat, mărturisesc, când în noaptea muzeilor am avut în șapte ore mai bine 2100 de vizitatori. Măi, da să normal. stăteau aici, să stătea aici, George, câte două ore la coadă. Acum, eu sigur, nu eu că eram aici, că intram și ieșeam când vreau. Bă, dar nu știu dacă aș fi să nici dacă să dădea Bă, poate să în, în ora de aici. Zici că e prima dată când ați făcut noaptea muzeului? Sau nu, chiar măi, a fost prima dată? Nu, nu, ei, nu, a fost prima dată la Muzeul muzeu Asta, ok, În okay, sensul okay, ăsta, în okay, sensul okay. ăsta. ce să zic, clar, cu ce gânduri vor fi venit oamenii, de a spun după mine. Dar nu te ori. așteptai. mă așteptam, mă așteptam să fie interesați oamenii, acum nu puteam să previzionez că vor fi o mie de oameni și nu mă așteptam ca, eu știu, nici nu niciun ban pentru tururile ghidate, dar aș putea să mă mut aici. Mă sună profesorii, mă sună nu știu care, mă sună ceilalți, mă sună nu știu ceilalți. O fac cu dragoste. Și cred că fac un serviciu, cum să spun eu, fac un serviciu public în felul ăsta, spre educație, spre depășirea ignoranței și așa mai departe. Dar uite-te că tradus toate aceste comportamente arată că e nevoie să ne exprimăm public și să ne, exprim, să ne explicăm activitatea și perspectivele. Alcumva, pur și simplu lăsăm câmp liber speculanților și conspiraționiștilor. Ăsta e motivul pentru care am vrut să fac și episodul ăsta, păi pe lângă sunt... cur curiozitatea bolnăvicioasă pe care am. Da, firez, da... înainte să spargem gheazul, cum îmi place mie să zic. Mm. Două chestiuni extrem de importante. Să Unu, da, conform am Baladi, bibliografie, dacă ar fi să ne recomand cărți de citit. Chiar și documentare sau alte forme alternative de informare. Dar în principiu bibliografie care să ne explice mai mult statutul masoneriei. De fapt și să ne explice ideea de masonerie. Uh -huh. Ce ai putea să ne recomanzi? Gândește-te. Care să fie... O să rămâi surprins primele cărți pe care le comand nu au legătură cu masoneria. Dar să, spun și de ce. Probabil v-aș recomanda Marea Carte a Umanității a lui Matthew White. Poate că, din păcate, se găsește greu. A apărut la editura Humanitas în urmă cu câțiva ani, care realizează o analiză a principalelor evenimente istorice ale omenirii, raport de numărul de victime umane produse, din păcate. Asta este, este, este nu, noi, e foarte important. Normal că e foarte da, important, da, 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 dar asta da. nu înseamnă da. că îmi face plăcere să aud despre chestia da, da, da. A doua chestie, dacă ar fi acum să zic, un autor belgian cu o carte tradusă în 2021 la noi, 3000 de ani de istorie politică a lumii, editora Litera și editora Cronica împreună, un parteneriat, autor se numește Jonathan Holzlang. Este un profesor belgian cu un CV impresionant, 42 de ani are, care în capitolul intermediare, între capitolele cărții, face o reușită sinteză a unor tipare istorice, verificate pe parcursul a 3000 de ani de analiză și studiu și cercetare. După ce ați face chestia asta, mă rezum doar la aceste cărți, sigur aș recomanda un studiu al cărții sfinte specifice religiei pe care o împărtășești. Te-aș îndemna să-ți revezi doctrina. Okay. Te-aș îndemna okay. să-ți revezi doctrina, să-ți o revezi, să-ți o structurezi puțin. Să pui mâna pe Biblie. La acord. Mine. Pe, -aș da, să pui mâna pe Biblie, să o structurezi puțin. Okay. Și abia mai apoi, nu s-aș recomanda o carte masonică, ți aș recomanda -o, celor cu care discutăm, o discuție cu un mason. Abia mai apoi. Abia mai apoi altcuva ai risca să placezi greșit informațiile și cunoștințele masonice, fiind bine plasat în spațiu și timp. ce zic? Exact. Cărțile spun. astea te aduc cu picioare pe pământ, no, după ce te-am structurat cât de cât, nu eu, cărțile care nu au nimic de a face cu masoneria din punct de vedere istoric, nu, no, acum tu ești în 2023, în una în care o fi, și acum ești interesat de masonerie. No? Bun, hai să discutăm, dar ai fundația pusă. Și, și de cunoaștere. Spațiu-timp și de perspectivă spirituală, în credința pe care tu o practici. Da, a, a, abia acolo poate să apară masoneria ca și. cum să spun eu? Ca și subiect. Știi? Nu întâmplător și cei cu care, care intră în masonerie și cei care sunt candidați sunt situații și proceduri în care pot dura luni de zile sau ani de zile până când ne asigurăm că ei au intrat în contact cu informații de un anumit fel, nu masonică. Încă unii au niște practici foarte exigente, mult mai exigente decât chestia asta, inclusiv exerciții să, 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 să se debaraseze de un viciu. Vrei să intri în masonerie, fumezi? Hmm, hai să ne gândim, vreau să-ți de fumat. Da, nu o să intru. nu. nu <coughs> Ți-am spus că înțeles, se, nu, nu e regulă, nu e la manual, vorbesc la nivelul unei mobilizări, înțeles, da, 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 da. mobilizări individuale, știi? Ca, ca, da, aici aș începe că să încep să sturui cărți legate și scrise de masoni, fără acele fundații de cultură generală istorică și de credință, e foarte riscant. Riști să transformi, să ai inclinația să transformi masoneria într-o credință. Că știi, totul e da, nou, nu, nu. A, stai că uite așa să explică. Nu, 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 trebuie puțin așezate lucrurile în ordine. Da, pentru că unul din citatele cele mai celebre legate de crești, credința creștină ortodoxă care mă și cam deranjează un pic este credești și nu cerceta. Și, au, înțeleg perfect. Da, da, da. Și atunci asociezi în mod indirect această practică cu o formă de religie. Am înțeles. Da, da, adică da, implicațiile da, da, înțeles, și da. de sus. Da, total e vorba. de acord. Da, așa, așa, așa este. Bază. așa este. Acum chiar că spargem geamul, dar fix înainte de asta. Hai să dăm cezarului ce cezarului. Am și spus. Podcastul ăsta, Noradea, și mă bucur foarte tare că îl fac, îl fac într-un parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Bihor. Îl avem și pe Daniel pe aici, care tot hălăduiește pe holuri și vorbeam cu uh, Daniel, eram la prânz la masă și a zis, Băi, vorbește cu Dacian legat de simbolistica masonică, că vreau să fie foarte clar că inițial masoneria a pornit dintr-o casta constructorilor. Ei sunt și constructori. Corect. Adică toate, băi, alea sunt niște tuluri pe care noi, ca arhitecți, le în continuare, le mai, sub o formă sau alta, încă le folosim. e, profundă, e, e de origine. Adică, cum să spun, rădăcinile masoneriei ar legătură cu breasla constructorilor, a, a, care aveau un statut privilegiat în vremuri. Pentru datorită pricepirilor și datorită pricepilor de a ridica construcții și locuri de închinare, erau în legătură doamne, cu mai mari cu... vremi Erau în legătură cu mai mari vremi Plus că erau minți luminate pentru că erau cunoștințe extinse de absolut. geometrie, matematică, matematică, absolut, aplicată, nu, fizică, bine, astronomie, toate, toate, erau legate. de exemplu, gradul de maestru, că spuneam de instrumente și așa mai departe, este un grad de înaltă sinteză a învățăturilor masonice, în care specific gradului 3 este proiectarea. Băi, era ăla cu cioplește, dă cu tare, cu tare, celălalt învață niște chestii de control, niște... Maestru proiectează. El are ca instrument specific creionul, ce înseamnă libertate de mișcare, stânga, dreapta, duite, fă, compasul care limitează mișcările, dar poate să facă dimensiuni mai mari sau mai mici în cunoaștere și în proiectare și mai apoi o să rămâi surprins o, o, un fir dat pe un musor, adică un musor pe, pe un băț care își permite să reglezi îți dă posibilitatea să devii mobil, creativ. Dar să nu o faci tu de capul o ok, că ești mare și șmecher. O faci sub aceleași principii ale înțelepciunii și principiile care se găsește la, la mare arhitect al Universului. Și de aici o întreagă Inclusiv simbolistică. Inclusiv termenul ăsta de mare arhitect al Universului. Păi, da, așa e, fratele meu, despre asta vorbim, mare arhitect al Universului. Da, da, absolut. Cel care a construit, cel care își cunoaște și o gândit. Toată creația atât de spectaculoasă care ne impresionează, nu? În atâtea ipostaze de viață. Da. Legătura între, între ordinul arhitecților sau între arhitecți, constructori și masonerie e profundă, e clar, e, nu, e nediscutabil. Nu întâmplător, mi-ar place și acum să fie așa, dar nu întâmplător găsești în semne masonice pe clădirile vechi pe, acolo lucra frații. Or pus un, un compas, au pus un echer, au pus o floare de crin. Cum mai vin București să-mi spui să te duc să-ți arăt toate clădirile din centru pe care au uh, însemne, însemne ascunse. Da, da. cu dragoste, uite, poate... Bă, am anginal. o prietenă care care arhitect uh, să-i dea Dumnezeu sănătate și ea mi-a zis că să-i am spus, bă, vezi mă duc în Oradea, filmez în templu în uh -huh. ce ah. ce 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 Și ce-a zis? Ce-a zis? Că, și stai -mi să-ți arăt eu niște chestii. Stai așa, că nu știu dacă știi asta. Și m-a plimbat prin centru vechi într-o noapte și a început să-mi arate. Uite, Uite asta și asta. Și ok, da. am înțeles. Doric Ionic și Corintic, o grămadă de chestiuni, puncte. Da. Nici eu nu le stăpânesc pe toate, dar e o adevărată știință în spate. Da, nu, dar e foarte ciudat pentru o formă de raportare umană care n-a generat niciodată simbolistică și doar am promutat. Pentru că mul mințim? Asta e. multe elemente simbolice pe care le-am promutat masoneria se confundă în momentul ăsta da. cu masoneria, deși nu-i aparțin. No, nu, nu. Da. da, uite, acum, după scaunul tău, ai, 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 compasul de care îți povesteam, ai uh, echerul, știi? E materie și spirit. Compasul, de punctul de vedere, este ascensional, echerul este, este materie are legătură, îl folosește calfa gradul 2 pentru că un instrument de verificare iar geul din mijloc depinde de pe cine întreabă. Asta știm. Asta știi povestea cu geom. god, geometrie și așa mai departe dar în esență este vorba de prezența divină cea care este intermediară și preocupată de această relație și traseu și mișcare între material și spiritual vorbește practic de condiția noastră mereu de orizontala și de verticala în care încercăm să trăim și spre care să tindem. Știi? Îmi place foarte mult asta cu avem obsesia cu relații pe verticală. Da. E, e foarte, e esențial. Da. Da. De pe primul loc este relația noastră cu mal Arhitect al Universului. Punct și gata. Punct și gata. La noi, la creștini, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dacă vrei, depinde pe structura pe care o împărtășești. Nu se poate. E esențial. Nu, nu există masenărie fără chestia asta. ok, chestiune delicată. Da. Vreau să discut asta. Uh... am tot zis că opresc, dar... Trebuie să discut asta. Ai spus că în rândurile structurii masonice da. este promovată cu ghilimele de regoare ideea de familie. Și acum trebuie foarte mult să, să, să punctăm, să definim familie. Nu azi, trebuie să spun, nu e corect să fie promovată. Ca... Vorba da. vine promovată. Zic cum. Este cultivată ideea este de este familie. Este cultivată atașamentul față și responsabilitatea față de propria familie. Asta okay. Nu e promovată familia, că ar fi incorrect să spun. sau ideea de familie. Adică, dacă ești burlac celibatar. Nu, da, dacă ești burlac celibatar, dar... ești burlac celibatar. Că e alegea ta, eu nu o să vin să spun că te că nu poți să faci parte din ordine dacă nu ești căsătorit. Știi ce zic? Dar, dacă ești căsătorit, o să te îndemne să-ți iubești și să-ți protejezi familia și să fii responsabil cât privește tot ceea ce înseamnă ea. Adică. Promovarea efectivă este a tipului de comportament moral în familie și față de familie, în sensul ăsta. Nu promovarea în sensul condițional. de crește și vă mulțiți și vă faci. Nu, da, ok, am înțeles. Și atunci, având dragostea asta universală față de toate confesiunile religioase, poziționarea masoneriei legată de minoritățile sexuale, care că e un subiect tabu ăsta acum. Și se, se discută pe peste tot și eu pot să... Eu, spre exemplu, da. sunt un promotor al impunerii necesității parteneriatului civil mm. între persoane de celălalt. Din rațiuni, trecând peste rațiune morale, sunt rațiuni pur practice. Da. Pentru ca unul din parteneri, dacă Doamne ferește să întâmplă ceva, sunt, sunt doi oameni care s-au iubit toată viața, unul pățește un accident și la după aia rămâne pe drum. Da. Nu mi se pare onest. Da. Nu mi se pare ok. Da. Chestia asta. Și atunci, adică. În carte, în manual, nu vei găsi nicio referire expresă la minoritățile sexuale. La nicio chestiune serioasă. Vei găsi, în schimb, cuvinte precum toleranță, iubire, dragoste, pe care unii pot să o înțeleagă într-un mod larg și incorrect. Subiectul poziției față de minorități naționale din experiența mea masonică își găsește mai degrabă locul în ceea ce privește credința practicată de fiecare dintre frați. Că dacă lui Dumnezeu nu-i place bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, cum spune în Biblie, și ești creștin și dai crezare cuvântului creștin, dacă lui nu-i place, asta îi dacă în Coran să spune sau nu să spune ceva legat de minoritățile sexuale și relații între bărbați și bărbați și femei și femei, n-aș minți să -mi spun că nu sunt expert în chestiunea respectivă, vei îmbrățișa și a treaba respectivă. Din 20 ceva de ani de masonerie, n-am văzut nicio discuție serioasă pe acest subiect, n-am văzut să existe o problematică serioasă pe subiect în cadrul întâlnirilor la care eu am participat și cred, doar cred, că și în rândul masonilor sunt unii care ar manifesta o toleranță mai largă, și alții care ar fi mai puțin toleranți, nu în sensul de a distruge minoritățile sexuale, ci mai degrabă de a se poziționa, domnule, din perspectiva structurii de credință pe care o împărtășesc. Am înțeles. Știi? Strict din punct de vedere al dogmei, al dogmei. Da, exact. Da, dar, dar masonii nu au avut probleme cu chestia asta, nu are probleme cu chestia asta, nu. Nu s-a exprimat că nu a fost nevoie să se exprime. Asta vreau să zic. Deci nu are o poziție foarte clară pentru că nu vede ca o problemă. Nu are problema asta. A, -a, iar De-aia dar, spun, este foarte probabil ca frații să se împartă în raport de perspectiva domnului și a doctrinilor pe care le împărtășesc în credința pe care o practică. Știi? Și atunci, okay. noi, atunci noi le retragem. Deci și asta e important de spus. Pentru că noi suntem de. Diverse credințe în cadrul logii, dar noi nu suntem într-o structură. Eu nu cer să-ți demonstrez că credința mea e mai bună decât a ta. Foarte important. Deci nu c e element competițional aici Că unii spun, fie. zice, Doamne, masonii spun, Doamne, noi nu scădem politica religie și afaceri în, 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 în templu. Doamne, este adevărat, dar parțial adevărat. Dau un exemplu. Am avut o planșă despre fericire când am vorbit despre fericire, în logica construcției mele, eu am făcut o trecere în revista a poziției față de fericire a creștinilor, a evreilor, a musulmanilor, a căruia fi. Și am spus, ei văd așa, ei văd așa, așa, așa. Dar n-am făcut ca să spun unui prost și altul e bun. Și ce zic? Am, am luat act de modul în care ei văd. De asta spun, noi nu suntem în competiție, nu încercăm să ne să te misionezi pe tine, care ești musulman. Ascult cu drag, cu, cu discuția cu tine și îți înțeleg perspectiva. Asta este. Dacă se potrivesc învățăturile noastre, să se potrivească. Odată în plus rezonăm într-un anumit fel, dar nu e de esență. La fel, leg puțin, apropo, și minorități și politică, legat de politică. Un partid poate să susține minoritățile, altul să fie rezervat, altul să fie contra lor. Știi ce zic? Dar eu, când, când prezint aici, pe exemplu, sau când se prezintă o plașă istorică. Eu spun, X a fost membru partidului eloia, care a avut următoarea platformă. Chiar astăzi a fost în cadrul unei întâlniri. Da, asta nu, nu înseamnă că promovezi partidul respectiv. I iau act și plasez. Dar trebuie explica contextul. Da, fireesc, nu o să știi. Iar afaceri, nu înseamnă că fac afaceri dacă un frate care este consultant în domeniul energetic vine și ne spune, știți, să. Uh, uh, prognoza noastră cât privește prețul energiei la următoarele trei luni este următoarea. Nu înseamnă că fac afaceri, știți zic? Adică nu. Sau fac istorie economică când analizez un fenomen, nu știu, criza din 2029 sau ce-o fi fost din 2008. Știți, în sensul ăsta. Nu avem genul ăsta de competiție doctrinară și dogmatică pe religie, politică și afaceri. Și astea sunt nuanțele care vorbesc. Pot să inclu și chestiunea sexuală, care, repet, în toată de și de masonerie nu, nu s-a pus pe tapel pentru că nu e o problemă. Nu. Foarte bun. Mersi mult, Dacia. Cu dragoste, cu dragoste, păi, George. mi-a plăcut mult episodul ăsta. <coughs> uh, facem așa. Dacă vreți să mai discutăm despre masonerie, mai facem încă un episod. Eu o să tot vin prin ora, dacă o să tot am treabă pe aici. 2. Mai este și partea de Dacian în Paladi vs. patronatul Gojiresc. Acolo e foarte simplu și aveți link-ul către Patreon-ul meu. Aproximativ Gojira se numește. Unde de fiecare dată când filmez, pun înainte numele invitatului și vă întreb dacă aveți întrebări pentru el. Și, băi, au băieți întrebări, adică sunt bine de tot. Mult mai bune decât ale mele, trebuie să recunosc. O sursă foarte bună în a construi discuția din podcast. Deci dacă vreți conținut exclusiv extra, aveți în descriere patreon aproximativ Gojira. Mulțumesc, Dacian Paladi. Mare, Acum o să fie foarte controversată asta, puteți să o luați, să o puneți pe TikTok direct scoasă din context total. Mulțumesc masonerie! <laughs> Mulțumesc masoneriei! Suntem ok, Ordinul Arhitecților din Bihor care susțin podcastul și episoadele astea extra pe care le fac în, în Oradea și, nu în ultimul rând, celui mai important om din încăperea asta, Baboiaș.